59 alineatul 1 din legea administrației publice locale prin discreția 792/2016. Ați fost convocați într-o ședință ordinară ultima pe anul acesta. La ordine. Poteți? Nu întâmplă. Nu sunt nu, nu, nu. Oricum, suntem majoritatea și putem să demarăm ședința. Probabil că sunt trebuie. N-am primit nicio veste că nu vine. Da, da. La ordinea de zi, așa cum ați luat la cunoștință, avem următoarele probleme. Rectificarea bugetului, aprobarea contului de execuție, stabilirea taxelor și impozitelor locale pe 2017, stabilirea taxei speciale de salubrizare pe 2017, darea în administrarea serviciului public de alimentare cu apă către serviciul apă canal, măsuri de îmbunătățire a calității vieții sănătății populației, precum și colectarea deșeurilor de persoane juridice, modificarea alocației valorice a normei de hrană pentru personalul din cadrul poliției locale, soluționarea de către Consiliul Local a plângerii prealabile formulate de domnul Sergiu Valentin, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul construire post peste părul sărat în zona peste vale. Apoi avem trei rapoarte, un raport al Poliției Locale de Tuz, un raport al postului de poliție și un raport privind înființarea, organizarea, administrarea serviciilor sociale a persoanelor fără adăpost. Aici vom avea discuții un pic mai aprofundate să vedem ce și cum. S-au mai inițiat trei proiecte de hotărâre. Aprobarea indicatorilor tehnico-economice, investiții, modernizare prin asfaltare drumuri de interes local, faza DALI. Aprobarea indicatorilor tehnico-economice, obiectivului de asigurare, curgerea apei fluviale pe rețea și apă poluată și balastare în satul Rândului. Și un ultim proiect, mandatarea reprezentantului Consiliului Local în APA ADIS să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Așa. Deci cam astea sunt proiectele. Cine este pentru ordinea de zi? Da, Da. Având în vedere că domnul Boacă Leonard a fost ales președinte de ședință la ședința trecută, rog să preia conducerea ședinței. Deci, avem cam multe puncte la ordine de zi. Majoritatea s-a discutat materiale, deci au prindit fiecare materiale, care nu știu dacă se pare că domnul Guntur nu a prindit. Sau... Le-a primit, da? De fapt, noi am mai discutat problemele astea, deci în comisii, deci mare majoritate să știi despre ce este vorba. Deci hai să trecem la punctul 1, la ordinea de zi, deci ca să marșăm un pic mai repejor, că am înțeles că o să avem și niște musafiri. Deci, prima trecere la punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetare pe trimestrul 4-2016. Aprobarea primul.
Trecem la aprobarea controlului de execuție bugetară. Procesul verbal. Eu mă uit aici, că e ordinea de zi la altfel, văd că aici altfel. Asta s-a schimbat. Nu e nicio problemă. Eu zic că... Haideți să luăm așa cum este. Deci avem și procesele verbale de la ultimele ședințe. Cam mult, cu patru. Așa. Suntem la zi, am reușit și am... Dacă sunt comentarii pe tema procesele verbale care sunt la ședințele anterioare. Deci nu sunt, da? Haideți să pun la vot procesele verbale. Cine este pentru? Contra, abține, nimeni. Deci așa... Aprobarea bugetului rectificat. Hai să luăm proiectul privind aprobarea bugetului comunității pe anul 2016 rectificat. Deci cine să-mi scrie la cuvânt? Haideți, domnul Gine. Domnul președinte, da. Sigur că am înțeles că au mai venit adrese de la Consiliul Județean, nu știu, de la Direcția Finanțelor. Uite că domnul primar, domnul telefon, vine aici ca să... Deci forma prezentată probabil nu va suporta nici modificări. Așa e la sfârșit de an? Așa, nu. Mergem pe asta sau pe asta? Dopteara și cu suma de 2000 de lei nu vin. Dumneavoastră o dăreți dacă suplimentăm numai cu 2000 sau nu o aducem deloc. Acum se poate face la rectificarea asta de buget. Ori 4000 de lei. Ori 4000. E foarte mult. Ca parte legală, chiar vreau să-i spun domnul Petrișor, ar fi bine că mai aprobăm dumneavoastră, cunoașteți mai bine legile cu testul ăsta. Să vedeți că parte legală să plătim noi. M-am interesat peste tot, toți au făcut prin sponsorizări în față în alte părți. Și domnul primar când a făcut, a mai făcut prin sponsorizări sau a mai făcut și pe risc. Parte legală este că hotărârea Consiliului Local, dar mi se pare mult 4 milioane. M-am dus sus, a venit curtea de conturi cu ăsta, am mai rezolvat niște probleme. Și a zis că el n-a făcut, dar alții au imputat, o să vă spună și doamna Lenuța, a imputat și culmea este că când impută vine foarte mult, cum să spune, majorări penale. Doamna Lenuța, bine? Da. Deci asta este. Cu asta mi se par foarte mult. 4.000, vă dați seama că mi punem pe oamenii de la noi în cap, de la capră. Cum doriți dumneavoastră, v-am informat, dar în primar, dar a fost timp suficient să fii contactat și cea de la Său, și de la Comănești, și de la Dărâmnești, da, a rămas la voia trebuie. Da, domnule, am vorbit o problemă asta, contactăm și de acolo. Dar dacă avem bani în buget, și contactăm. Ce faci? Dacă spuneți că nu e legal și nu putem plăti, asta e. Ce prost dacă aducem și așa de pe Comisia de Cultură să facă un fel de concurs cu premii, cum ar veni să dăm. Să dăm sub formă de premii, că l-am chemat și pe domnul Oflea, că trebuie să ne gândim, hai că anul ăsta mai e feris, că dacă mă impută, plătesc de încolo, că am salariu mare, dau două salarii și dă-le dracului, că nu oricum vorbesc pe asta, dacă greșeala se plătește, dar la anul viitor trebuie să ne gândim să organizăm sărbătorile de iarnă sub formă de concurs pentru păstrarea obiceiului. Asta este pentru
Comisia de Cultură să o analizeze bine și poate reușim, că uite, acum vine și poliția de la ONE și jandarmeria, o să aibă o discuție. Să ne gândim, am înțeles că o dat domnul primar să mai gândit să schimbe locația. Să poată să joace oameni, că eu am vrut aici... Am fost, domnul primar, la școală, nu v-a zicit amintele. La școală s-a fost haos. A fost haos, s-a intrat toate capurile de la drumul național acolo la școală. La școală și acolo la eroare că o balanță. Și în urma... Am pins încolo spre monument. Să ne gândim la școala numărul 2, dacă noi... Tot la fel suntem. Numărul 2. Aba a fost odată și la cămin, domnul primar. Încă o informare, în urma discuțiilor cu cei de la Curea de Conturi, știți că am aflat prin Consiliul Local să dăm niște dulciuri și la copii, în comun. Cadouri, ilegal. Ilegal. N-am dat. Deci cade așa. A căzut, ce se mai cade, a căzut deja. Hai să facem artificii, mă. Păi de-aia trebuie să ne gândim altă dată la niște treburi. Dar suntem legal. A zis Consiliul Local hotărăște, dar să hotărască local, că tot în spatele ordonatorului de credit. Da, dar locația, e vorba de locație. Nu e de voie aici. La ce? La biserică. La biserică, domnule. Da, da, am fost cu cei de aici. Ai ferit-o din centru, la casă, casă de aproape. Nu e de artificii și ai da. Dar pompierul, când am vrut, ei sunt pompierul, avem pompierul. Dar la biserica catolică, acolo, sunt biserica specializată. Da, dar pompierul nu e primăria de scoate domnul autorizat, scoate autorizații la ei. Nu fie autorizat. Fie autorizat, are de la ei ca să dei artificii. La biserica catolică a dat, domnule. A dat domnul primar, dar a dat când erau timpul real. Eu zic că eu am mai vorbit și cu domnul Cojocaru. Ne-a promis, ori facem schimbul la monument, la Cavaleria, facem schimbul cu, de terenul. Cu terenul, să ne dea terenul ăla nou, să putem să-l amenajăm ca lumea noi, dăm teren în altă parte, sau dacă nu, să facem niște marcări, să facem monumentul vizibil și acolo putem face că nu este pericol de incendiu, dacă facem acolo, dacă am face acolo artificii la an. Și atunci s-ar vedea până la Onești acolo. Că ai curent, ai tot, e planificat, totul și da, să facem și acolo. Că în proiectul care s-a făcut acum pentru modernizare este și asfalt, vreo 300 de metri, până spre monument. Puteți să vedeți proiectul, a apărut, l-am semnat, am dat banii. Al doilea proiect. Și al treilea, o să rămân după ce facem asta, când vine cuplarea drumurilor, o să rămână și porțiunea asta de la grădiniță, unde avem canal și apă și gaz, să ne cu botezatul, porțiunea aia. Aia n-am prins-o acum, dar prindem când se face ieșire, toate ieșirile la strada principală, că asta e cea mai mare problemă cu drumul național, ca și cu aprobarea plugului. Acum trebuie să întâi să mergem, am vorbit, să vedem și ce ministru o să vină la transporturi, să mergem întâi cu aprobarea asta și după aceea. Când ni s-a anulat toate, au ieșit toate aprobările pentru cup, a trecut termenul. Și să nu mai dăm alți bani, altă distracție. Întâi mergem cu proiecte și pe aici. Doamna Lenuța, aveți cuvântul. Deci, în care aveam adresa de la finanțe, 7.185, prin care se repartizau sume defalcate din TVA, am mai primit încă două adrese de la finanțe, de la Direcția de Finanțe, în care mi se dau sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor, 384, și sume din impozitul pe venit, 118.000. Consiliul Județean repartizează 74.500 de tot pentru echilibrarea bugetelor și ne se retrag 15.000 din TVA de la finanțarea asistenților personale ale persoanelor cu handicap. Astfel, influența bugetului se modifică și ajunge la 214.000. Așa cum ați văzut în proiectul de hotărâre, am prezentat acolo pe larg impozitele care s-au realizat, la care trebuie să reduse prevederile bugetare, întrucât nu s-au realizat
din diverse motive, eu știu că meteo, mijloacele de transport au scăzut. Deci, țineam să precizez că față de ceea ce s-a prezentat, s-au mai primit alte sume. Ele, la partea de cheltuieli, au fost distribuite la capitolul drumuri. Bineînțeles că cheltuielile nu mai au timp să mai fie angajate. Sumele se vor duce în excedent și vom vedea în viitor pentru proiecte ce va hotărâ Consiliul Local. Cam asta am avut de spus. Dacă sunt întrebări... Vă rugăm, întrebări, domnul apostol. Ce să întreb dacă așa se întâmplă în fiecare an? Ultima sută de metri, unde bani, încă știi că nu mai ai ce face cu ei. Ar trebui altă dată să ne gândim să luăm niște lucruri. Niște măsuri că ajungă până ne vine bani, să putem plăti. Să avem bani, să le luăm, să putem plăti ceva, să găsim o formă. Dar acele lucruri nu poți să le iei dacă ai bani. Aia e. Trebuie să ne angajăm. Ce am angajat să ne nu știi ce faci. Domnul președinte, asta e o tradiție. Așa s-a întâmplat în fiecare an. În fiecare an, din ultima sută de metri, mă gândim bani și n-ai cum face vincere. Dar faptul că îi putem cheltui anul viitor, e bine și așa. E bine că îi avem acolo la teșterea, cum să spunem. O să ne ușim mai mult pe reparații, de pe reparații să pot face mult mai multe lucruri, pentru că nu mai ne legăm de autorizații, să pierdem bani, studii de fezabilitate și trebuie. Dacă le avem, bun. Când te găsești curtea de conturi, te ai de lucidezi. Domn primar, dacă v-am mintit luna trecută, m-am spus că mai sunt drumuri de reparat, să fără un măstrat, balas, și am spus viceprimarul, dar nu mai sunt fonduri la drumuri. Uite asta acum, când mai avem ce face, au vin fonduri. Păi da, domnul, dar în vinea noastră, nu e bine. Am vrut să spun. Domnul Prundoi, aveți ceva de spus? Totuși eu mai vin cu propunerea la deputată oficială la rectificarea asta de buget. Ce facem cu cei 2000 de lei? Îi băgăm sau nu îi băgăm? După aceea prinde sau nu prinde contabila? Dacă îi prinde și nu-i cheltuie, rămâne. Ca să știi. Ca să știi ce faci. Sunteți de acord. Prevederi bugetare, capitolul culturii există. Deci ele nu trebuie să... Deci sunt bani. Problema era a legalității acestor cheltuieli. Nu a prevederilor bugetare. Dar domnul primar cum a promis că dacă vine cu una de cont plătește de însu? Domnul primar poate să-i plătească înainte ca să nu ne calculeze penalități. Da. Eu zic că pentru urzi mergem, acum anul ăsta mergem așa, ce să mai vorbim. Mai cu seamă că oamenii lor, nu știu, află mai devreme decât noi consilieri. Că vine ursul, că vine tantanul, că vine nu știu, că nu s-a dat la copii și... Ei știu mai înainte de mult. Nu știu, chiar așa. Copii v-a spus, s-a dat cu oamenii. Mă întreabă unul ieri acolo, băi, dar chiar nu s-a dat la copii aia nimic. Băi, anul mai sunt suspans. Și totuși la noi, după câte știu, noi și la Bogdanie, dar celelalte comune din județ dau. Fiecare își asumă și... Niște riscă. Aia asta, băi, știu că a venit cu curtea de conturi. Înseamnă că ceva s-a întâmplat, ilegal sau ceva. Mai mult ce să-i spun? Cât costă pachetele că spun să-i zic eu pentru copii? 15.000 de lei. Da, dar la 1.000 de oi sunt 15.000 de lei. Și cu majorări, dacă vine majorări, se mai face peste jumătate. 1500 de mat. Nu, dar dacă sponsorizează, nu mai calculează majoritatea. Păi haideți să vedem acum, da. Aprobăm banii ăștia sau nu? De suplimentarea cu 2000 de lei. Nu, dar doamna contabil a spus despre bani. Bani sunt, bani sunt. E vorba de legalitate. E vorba de suplimentarea cu aia. Facem sau nu facem? E foarte mult. Dar să dai o capă, 4.000, să avem noi la toate curtea de conturi care... E mult, e mult. Și după aceea, ce facem cu capra noastră? Zice, cu ce e mai pe sus capra aia decât a noastră? Lor ne dai 4.000 și nouă ne dai 800, știi? Și aia e dată-te la noi. Haide să trecem acum. Deci, nu s-a... Hai să votăm. Facem la anul gândită de... Deci cade suplimentarea cu 2000 de lei. Cine este de acord? Avem acolo ceva de Banii sunt de acord. E vorba că domnul Mas spune că la curtea de contă a spus că este ilegal să plătim. Bun, domnul,
Deci, explicația a fost dată, fiecare și-a asumat răspunderea, e pe buzunarul fiecăruia. Bă, și asumă răspunderea, domnul primar, asumă primarul răspunderea. Dacă vine vorba exact cum a zis domnul primar, scoate el din banii din buzunar și plătește. Sau consilierii care au aprobat să pună bani după aia, cu tot cu diferențe, că asta este regula, nu? Noi aprobăm, nu suntem de acord, de ce să plătească primarul? Noi votăm acum, dacă vine cu cea de conturi, noi toți puneți bani la penalități și cât costă, de acord? Dacă suntem bărbați, așa înțelegeți, poate n-am înțeles. Și discutăm. Domnul primar și-a asumat că plătește pentru urșii de noi toți. Pentru urșii. Da. Eu așa am așa da. Spus, domnul. Așa am spus. Așa am spus. Pentru asta mi-a asumat eu răspunderea. Și pentru urșii care... Pentru ăla nu mi-a asumat răspunderea. Rămâne la poziția noastră, domnul. Da. Domnul primar cu urșii. Domnul primar cu urșii de noi toți. Da. Deci, da. Deci cum rămâne domnul președinte? Deci cum rămâne? Haideți să... Deci cade. 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 Cade cu asta, cu aia, sub, da, pentru urși, da? Haideți, dacă mai aveți ceva la punctul ăsta, privind la aprobarea bugetului la comunii prin 2016. Haideți să credeam. Cine este pentru? Contra cine? Rectificarea asta. Fără urși. Cineva împotrivă, se abține cineva? Ce faci, domnul Gici? Dați-mi semnătură ca să vă haideți să trecem la punctul 2 a ordinea de zi. Președinte, privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestru 4-2016. Deci ați gândit materialele. Haideți să trecem la discuție. Doamna Veruța, la execuția bugetară aveți ceva de completat? Domnul Apostol, aveți întrebări? Aveți întrebări la execuția bugetară pe 2016, ați primit tot materialul. Aia s-a acumulat, aia s-a cheltuit. Cine? Hai să trecem. Cine este pentru... S-a ținut cineva? Contra? Nimeni, mulțumesc. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017. Domnul Butucaru, Comisia noastră de Buget Finanțe am stabilit și am dat aviz pozitiv pentru neschimbarea impozitelor de 2017. Să rămână cu acele din 2016. Și că le-am dat aviz favorabil. Deci nu sunt măresc impozitele, rămân la fel ca în 2016. Discuții. Dacă măream, eram discuții. Dacă am păstrat toate de valorizare, cred că n-are. Nu are nimeni nimic de spus. Domnul Petrușor. S-a făcut o estimare dacă ajung banii pentru lista de investiții pentru anul următor? Da, eu sper că am promisiuni, că banii pentru banii care ne privesc pe noi pentru asta, pentru domnul proiecte, ne ajung. Restul sper să-i aduc prin PNDL și prin PNDR cu căminul. Ne luptăm acum să renunțăm prin CNI, că nu a zis că le era anual și moare. Și acum am discutat... Păi, dar ne-am dus cu CNI până la finalizare și renunțăm acum? Da, nu, e anual. Dacă în anul respectiv am dat, am făcut 3 înștiințări, niciuna nu ne-a venit răspunsul și el a zis că sunt anuale. Dacă în anul ăla nu se dă moare, moare. Bani pentru proiectare din bugetul local și bani pentru executare la cei proiecte, din ala cu toate, spus exact. Da, și alea am promisiuni că o să se poată veni. Și acum am discutat cu o doamnă care ne-a zis că ne face proiectul, îi dăm numai vreo 30% din proiect cu
cu condiția, dacă nu iese proiectul, ne dă banii înapoi. Dar ea să aibă unde să plătească. Ne garantează 100% că ne este prin PNDR reparația căminului cultural. Cu toate studiile. Ăla e 500 de mii de euro. Cu 500 de mii de euro îi lăsăm forma și putem să-l facem ăsta. Căminul ca lumea. Și pentru consultanță ia 30%? Nu, îi dăm noi bani din bani. Din valoarea proiectului. De, da, din banii care nu face ea proiectul. Și cu garanția că dacă nu prinde bani, dă banii înapoi. Dar i-am pus condiții. Asta înseamnă că proiectantul se ocupă până la... Până la primire. Ne-a garantat, a zis că ea n-a pierdut niciun proiect până acum. Și sunt banii prin PNDR. 500 de mii, eu zic că facem căminul să funcționeze, să... Iar mă bucur dacă facem și Eu zic că 30% e la ce? Nu, 30% din valoare. Din valoare. Nu din valoarea care ne aduce, din proiectul ei care lucrează, care studiu de fezabilitate absolut tot. Și cu condiția că ne dă banii înapoi. Am zis, băi, iară faci că din bani n-are rost. 100% e mai încoridată, nu se poate. Bun. Cine am o propunere? Am eu o propunere. La îndeplinirea procedurii de divorț, ca să, totuși, la taxe pentru așa, să fie 750, adică legea zice 500, iar Consiliul Local poate mări cu 50%, plus 250, 750. Eu vreau să nu divorțeze oamenii și să se înțeleagă că... Dar nu, vă spun sincer, întreabă prima dată, ce acte trebuie să aduc? Îi spun, cât costă? Atât. Și renunț. Foarte mulți au renunțat. Bine, care se puși pe fapte să nu. Adică, eu am propus, dacă doriți, dacă nu... Dacă am zis că nu mă reîntoarce și impozite, îmi lăsați așa. Bine, asta nu e... Deci hai să trecem. Asta nu e impozit care e pentru toată lumea. Contra, abțineri. Haideți să trecem la punctul 4. Prede o tere privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pe Reaza Urtei, comunități pe anul 2017. Domnul Buzucare, vă spun. Comisia de Buget Finanțe a dat la dispoziție să crește gradual anual cu... Acum cu 11 bani. Noi am votat-o de anul trecut. Oricum e votat acest... Dintr-un tabel, vă aduceți aminte consilierii care au prins și... Așa. S-a dat un tabel până prin 2020 și ceva. Aviz favorabil. Dar ei vor în fiecare an să mai facem o hârtie. Și la asta e tot. Aviz favorabil? Aviz favorabil. Da, e. Este aviz favorabil. Deci, haideți să trecem la dezbatere. Cine vrea să ia cuvântul? Cu taxa, taxa anuală, care e de 2500, dar trebuie să o aprobăm în fiecare an. Dar e târziu și o facem din ianuarie. Deci, hai să trecem la punctul 5 al ordinii. Proiect de hotărâre privind darea administrarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din comunul Oituri, județul Bacău, către serviciul apă, canal, Oituri. Domnul Ionel? Da, noi am înființat serviciul de apă și canal, a trecut prin Consiliul Local, s-a dat aprobare pentru înființare, acum trebuie să trecem, să punem în aplicare. Ceea ce s-a întâmplat prin aviz. Odată înființat serviciul de apă, trebuie încredințat unei administrări. Și asta supunem la vot acum, să discutăm și să transferăm serviciul către serviciul. Trebuia și mai din timp. Poate și mai din timp. Au fost multe discuții și multe interimente. Să un serviciu... Nu-i chiar așa discuții. 10 kg de hârtie, acum poate exagerez. Știți despre ce. Plus dotări.
Da, nu faci o bar fără să ai dotări. Până la urmă, David, bine că se face și... Dacă nu vințezi oficiul acesta, îți dai crapul apă și poți da la Orești. La Orești, nu. Mai bine. Dacă crapul a refuzat, domne, aici... Noi în comisie am analizat și am votat pentru toți membrii comisiei, toată lumea a fost de acord. Și la noi ești favorabil. Domnul primar, nu are rost să vorbim de ce a, ce a, fost. De ce a refuzat sau ne-a refuzat. Noi o să rezolvăm și ei ar putea să vină. Eu am fost cu primarul din Bogdănești, că am vrut să facem un serviciu, să-l mărim, un serviciu mărit, să le dăm lor apă, să le dăm asta. Oneștiu a intrat în insolvență cu apă, canal, și îl preia Crabul. Dar, momentan, lichidatorul ne dă apă cu porția pe la Onești. Au făcut oameni demonstrații, primarul a zis că eu de acum vă dau apă, dă puțin de sărbători, n-are cum să dea dacă nu plătește. Știți? Și i-a dat soluția lui domnul primar ca să din master planul să ne rupem noi oituzul de Bogdănești. Domnul Petrișor știe, cred că e acolo, știe problema mult mai bine. Și la Consiliul Județean și cei de la ADIR ne-a zis, domnule, interesul este să fie tot Crabul, dar vă sfătuiesc, dacă ați făcut serviciu, e foarte bine, pentru că Crabul nu vrea să se extindă la țară. Pentru că îți mult mai multe cheltuieli, știe că ia banii greu și ei merg cu niște prețuri fantastice. Și la, vă spun, pentru că nu le luăm bani încă la oameni, noi susținem primăria încă cu apa, pun robineții pentru în loc să izoleze sau că n-a băgat în casă, dacă te duci prin multe case, lasă robinetul puțin deschis să nu înghețe și iese în drum apa și îi devine primarul, știți? Face mari pe lui. Poate să vă spună și domnul ce scandal, m-am dus să fac niște țevi ca să nu fie baltă acolo. Când am dus pe balastru scandal, când am făcut țeavă scandal, am zis că bag țeavă cu pile. Că nici nu cunoșteam cine e acolo. Eu am vrut să scot balta de acolo, cum am vorbit și ieri. Cum am dus și ieri acolo să facem șanță, întâi am vorbit cu omul. Și ca o să vadă, avem și noi limitat și cu mașini și ăsta. Dar unii vor, eu căram cu viceprimarul țeava și oamenii se uitau. O să vă aduc oameni să uitau, pur și simplu să uitau. Să spune, da, stau mie nu-mi faci podul. Da, nu asta e. Eu făceam puntea și ce la mea proască în dragul. Știu. Deci așa spun dumneavoastră, asta e românul nostru. Asta e românul nostru. Să uitați, vrei să... Vrei să... Vrei să vă mulțumesc pentru ajutorul care mi l-a dat acolo. Vrei să faci ceva? Vrei să faci ceva? Dincolo. Vrei să faci ceva, oamenii nu înțeleg și eu îmi place că există simțul civic, dar avem undeva unde a circulat, unde a curs apa la fumărie acolo, unde am dus niște bolovani. Când am dus bolovane fiecare, punem și aici, punem și acolo, a trebuit să duc din nou buldozer să fac curățenie și am vorbit cu toți oamenii. E un ajutor pentru comunitate. Poate oamenii din zonă sunt puțin... cum să vă spun eu, cred că-s defavorizați, că vine oamenii aruncă, dar culmea este că și după ei am curățit mai mult decât alții, știi? Și ne-a spus să aruncăm acolo, să consolidăm un zid, că dacă stăm după apele române, ne ia naiba, că ne-a promis, ne duce cu zăhărelul și aici că face zid și acum sper să reușim, că domnul primar știe că s-a luptat pentru un zid acolo la Călcâi. Că oamenii zic că e ușor, dar sunt unele care nu depind. Uitați, am făcut hârtie de 3 luni de zile, stă cablu de telefon prin apă. Am făcut și noi primăria în științare, e doar la bască, știți? Deci, nu știu cum să spun, îți bam puțin. Și oamenii se revoltă, dar nu poți să faci totul deodată. Dacă vrei, nici nu întreabă. Încep în jur. Eu sunt și noaptea, dacă îți sună telefonul, eu răspund. Că nu mi-e frică să răspund, dar culmea că vorbesc când îți deți. Și nu-i fără să... Este domnul
Aici îi dau dreptate la băiatul ăla. Deci vă spun din domne, el n-a înțeles. Era cu betoare, nu? Și până la urmă a venit la Iloan. Dar oricum le îngropam. Haideți să trecem. Supun la vot acest proiect. Cine este dăm? Contra, abțineri. Hai trecem la punctul 6 la ordine de zi. Proiect de hotărâri cu privire la măsurile de îmbunătățire a calității vieții și sănătății populației și a protecției mediului în comunități, precum și la și de colectarea deșeurilor de la persoane juridice. Da. Deci, aici noi am dat avizul favorabil. Aici și eu pot, dacă îmi dați voie să intervin, sau dacă nu, putem chema pe domnul de la mediu să vă spună, dar a trecut prin mine și am dat lui. Conform legilor în vigoare și înțelegeri cu Uniunea Europeană, obligă pe toți agenții economici să aibă contract pentru salubritate. Pe noi, cetățeanul care nu are contract, amenda este de la 500 la 1500 sau la 1000, dacă nu are contract. Și cei de la salubritate ne-au dat, noi avem amendă de la 1500 la 30.000 de lei și în cazuri speciale de la 30 la 60.000 amendă ca primărie. Și atunci ne-a obligat, zice, să facem o taxă specială sau să găsim o formă să nu le mai dăm autorizații până nu fac de funcționare. Să facem cumva. Eu nu am fost de acord cu taxa aia specială, că așa destul de greu luăm taxele și le facem lor un serviciu. Ei ar trebui să îi impună mai mult. Noi ce am putut face? Să înștiințăm. Am început pe toată lumea să înștiințăm. Unii după ce i-am înștiințat, au început să vină cu contracte. Cerem scuze. Cu Colindu? Mi-o oprim un pic. Dar haideți să trecem acum ca să proiectul de da, și ăsta dacă sunteți... Haideți să supunem la vot. Dacă ați fi de acord... Din 278, din evidență... Și stăm discuțiile ca să nu vorbim de care, da? Nu, hai să vedem proiectul ăsta. Da, să am sigur să trecem proiectul ăsta ca să mă fie. Hai să terminăm. Și noi când vine oamenii, haideți să trecem la discuții, vedem care trebuie. Hai de la urmă, poftiți. Discutați, mai multe probleme. Da, când vin oamenii, o să le spunem, aducem și pe cei de la Rompres, pentru că foarte mult nu înțeleg legea. Domnul Apostol, dacă stăm bine și ne uităm pe malul Oitutului, știți cine îi duc acum toate mizernică? Ăla care nu-i convine să ducă putom de nou pe malul Oitutului. Dar avem un la mine. Da, ăla de acolo care îi persoană judecă, împartă de măscuță cu roarele și nu zice pe malul Oitutului. Nu eu s-au matat sau atunci și duce acolo. Că nu-i stăm de rău și se dea din față. Dar ăla care aduce malul lui Dumnezeu, îi pune remăscuță sau un camion și duce cu cașca și așa sub coșa acolo. De a încheia separat cu societățile, nu Consiliul Local. Uitați-vă în proiectul. Da, dar nu Consiliul Local face treaba asta. Automatic, o masă de mare vă autorizați să faceți putul anului și atunci au făcut. Dați-mi un pic să lămurim treaba. Un pic. Un pic, domnul Prândoi. Domnul primar, spuneți-o. Deci dacă îmi permite să continui. Deci eu n-am fost de acord și nici n-am băgat-o în discuție aia specială. Noi v-am pus hârtie acolo să o citiți, să vedeți ăsta. Am zis singura formă este când e la autorizație să scoatem și exact hârtia că toți agenții economici care au până la 3 lucrători este suma de 60 de lei cu TVA cu tot. Ce depășește plătește ăsta. Noi primăria plătim 120 de lei, plus containerul, plus ăsta. Și suntem primărie, nu facem, niște hârtii punem, da? Asta e. Am plătit și 3 milioane. Am plătit că n-am fost atenți, hârtia n-am băgat, n-am presat acolo. Ei au transformat volumul în greutate și am plătit ca proștii. Ce să vorbim? Deci neștiința unei legi nu te-a toate de consecințe, zic eu. Și de aia vrem să popularizăm. Acum,
De la mediu, deja l-am pus pe omul de la mediu să meargă să caute niște plăcuțe, să aprobăm în Consiliul Local, să punem peste tot în zonele vulnerabile, să punem plăcuțe cu amenda care este. Am comandat un aparat de fotografiat, o să întărim și poliția locală, că mai scoatem două posturi la concurs, doi sunt la ăsta, o să fie cinci, ca să putem face supraveghere. Poate cu timpul mai punem două, trei camere, am mai montat două camere, se poate urmări. Credeți-mă că am prins oameni care ăsta i-am anunțat și s-a dus și a luat gunoiul. Deja am trimis de la mediu, i-a atenționat, s-a dus și a pus gunoiul în drum, l-a atenționat, nu mergem pe sancțiuni. Vă spun, o să vă aduc de la alte... De la alte primării, din alte județe, să vedeți ce amenzi sunt. De pildă, în Covasna avem un consilier din Oituz. Și sunt amenzi pentru animalele care merg libere, amendă până la 500 de lei. Gunoiul până la 1000 de lei. Vă aduc hotărârile lor de consiliu. Sunt drastice pentru asta. Să vedeți poliția locală. Vă aduc hârtie să vedeți câte hârtii de amenzi pentru un cetățeni din România, de la noi din Oituz, cu amenzi la Târgu Secuiesc pentru parcare, mașină ilegală, pentru nu știu ce, date de poliția locală. Noi n-am avut doar lucru în doi. Păi nu, că am înțeles că dumneavoastră. Domnul președinte, din 260 societăți, în jur de 26 societăți au contract la Lopresc. 28. Domnule, da, domnul. La proiectul anterior care l-am privit astăzi special, spune și propune. Proiectul hotărâre inițiat de domnul primar Vodă. Propune. Articolul 1. Se stabilește taxa specială de stabilizare pe raza UAT comunătus pentru anul 2016 și tot cum urmează. 1. În cazul persoanelor fizice, 3,2 lei per persoană per lună. Da. 2. În cazul persoanelor juridice, operatorul de colectare și transport va perfecta o relație contractuală directă cu aceștia. Asta e adevărat, așa e. Dar în proiectul ăsta scrie vreo taxă pentru ei? Ce discutăm noi aici? Nu, m-ați spus, nu m-ați înțeles. Plecați Consiliul Local. Dacă în proiectul hotărârii ei au o relație directă cu operatorul, așa spune proiectul hotărârii. La ce trebuie să facem noi să obligăm Consiliul Local? Noi putem să luăm măsuri vis-a-vis de autorizații. Asta e treaba noastră, e treaba domnului primar. Păi atunci să facă atunci... explicit, domn secretar. Păi așa de nimic. Odată, ce zice articolul 1? Înființarea unui registru unic. Bun. Doi, agenților economici care refuză să încheie contract, li se eliberează documente de funcționare, autorizația vizei, nu știu ce. Și așa greu, domnul Apostol. Noi dăm autorizații. Sancțiuni, aici nu sancțiune. Deci, vă rog frumos. Deci, haideți că aici am prevede legea că ne amendează la un moment dat pentru adresa au vrut să forțeze nota într-adevăr și exact cum a început domnul primar, să punem noi taxă. Noi am ocolit treaba asta, dar am luat niște măsuri. Vor neapărat să vadă ce măsuri am luat. Ce ar găsi metoda asta? Administrativ. Nu le dăm aia, nu le facem, nu le avizăm. Dacă nu are contractul făcut cu adisul. Și acum ar mai fi, dacă anunți de la Protecția Mediului și ai dat 5 pe listă și vine și... Dar nu facem... Noi căutăm să-i îndreptăm. Să-i convingem să facă treaba cu trebuie. De-aia punem semne. Nu avem ce face. Vedeți, toată Europa e... Cu mustrare scrisă, cu mustrare, cu atenționat. După aceea trecem de la amenzi mai mici, mai mari, pentru că pe noi ne costă... Să fie ultima amendă. Pe noi ne costă primăria foarte mulți bani să adunăm cu noi după ăsta. Pentru că zilnic adunăm. Și să vă mai spun o chestie. Noi dacă nu găsim un loc unde să-l ducem să facem niște măgării, cu toate că ne filmează, nu mi-e frică să spun, plătește, trebuie să aducem un container de la Romprest, care e foarte scump, să-l punem și să-l ducă la Bacău. Ce fac? Îi duc mizeria unui, că l-o crotesc pe unul, că e agent economic și el nu strânge... rezidurile ar putea să strângă cu ochii în lui cum se duce. Eu, mă, dacă văd eu cum a dus cu camionul sub cască, cu camionul. Păi mama, mă, că n-am aparatul. Îi dau tot ce acolo rămâne, cu ele rămâne să discutăm în ședința următoare. Aș vrea să am propune, cum a avut și domnul Dorel, că
sudate, a fost o variantă, dar au ținut în centru, n-a loc, iar ușa și au dus. Să o demontăm, le stocăm undeva și lăsăm la platformă. A vorbit dotate cu pubere pentru... Da, domnule, am vorbit, dar nu aduce și dacă aduce, dacă aduce din alea pentru selectiv, n-are cum să le ia. Eu am fost la ședință, dar în direct aia oricum n-are cum să le ia. Că el ia cu macaraua. Pentru că au câștigat licitația lor vreți și s-a lăsat nimic în vreți. Rămâne numai platformă și se dispară... Da, și alea le folosim în alt loc. Hotărâm în formă de asta. Și platformele alea câta tam-tam a fost la început. Haideți să trecem la da. Haideți să mai avem, măi, mai avem în fiecare. Haideți să trecem la... Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Asta e bună. Bun, și vom ca cineva abține... Haideți să nu a trecem la punctul 7. A, bine. Da, ținem oamenii aici, în afară. Da, oameni, ținem domnișoara, ținem patru. Vă mulțumim din suflet, domnișoare. Cu copiii, ia uite, domnișoare. Ia uite, bă, cine a Crăciunit aici, bă, ce frumosă. Avem un ținic, așa mai am un ținic. Hai, domnule, să-i fădă acolo, să-i fădă mai fădă, ce vreau să mă lăsa. Vreau să mă lăsa, domnule. Da, să nu fi partea aceea. Era bine la camion. Da, eu sunt partea aceea. Da, mare. Păi lăsăm un loc, nu te-ai mai frumos. Să-i i-asculați voi, voie mari, florile d-alte, i-asculați români plugari, florile, florile d-alte, că vă vin colindători, florile d-alte, noaptea pe la cântători, florile, florile d-alte. Adun pe Dumnezeu florile d-albe, să vă mântuie de rău, florile, florile d-albe. Dumnezeu adevărat, florile d-albe, soare raze luminat, florile, florile d-albe, florile, florile. Ajung de Crăciun, ler-ler-ruile, să mai stăm oameni buni, ler-ler-ler-ruile, vin colindători, ler-ler-ler-ruile, să ascultăm urători, ler-ler-ler-ruile, că venim la urat, ler-ler-ler-ruile, toți un suflet bogat, ler-ler-ler-ruile, și din suflet ți-o dă. Lângă brad vă adunați, ler-ler-ler-ruile, și cu toții cântați, ler-ler-ler-ruile, bucurii să-mi primiți, ler-ler-ler-ruile, și să fiți fericiți, ler-ler-ler-ruile, bucurii să-mi primiți, ler-ler-ler-ruile, și să fiți fericiți, ler-ler-ler-ruile. E ajun de Crăciun la toată la Ștefan Bodălerului domnului boierii s-au strâns la vorbă. Dar vorba de cine este lerului domnului de Iisus născut îmi este. Însă Ștefan domn cel sfânt
ascultă, sus la ceruri o înălțăm și la gaze o închinăm. O închinăm cu veselie și cu mare bucurie, că am ajuns seara de ajun a bătrânului Crăciun. Sus mai sus v-am înălțat, ceas fi una v-am cântat, să rămâneți sănătoși, sănătoși și bucuroși, că am ajuns seara cea sfântă, când colindele se cântă, sărbătoarea lui Hristos, să vă fie de folos. La Angela la Eu mulțumesc în numele Consiliului Local pentru colindele care mi le-ați luat. Iar vă dorim sărbători fericite. Vă dorim și noi sărbători fericite. Vă mulțumim. Și avem și o căpriță, așa m-am zis că... Să vă și urăm, da? 5 minute vă mai reținem și ne cerem să vă recomandăm. Și am încercat să vă deschidem la capătă. Da, mulțumim și noi pentru că le-ați primit. La și tu la ești. Ești dacă am bun tată, te dau ceva cu inima. Erai concentrat sau spadă? Mai mare. Nu că sunt noi. Iar la anul să avem pe aia mai mare. Și deja s-a plătit studiul de și am mut aici și o să facem parcare și o să punem bradul, să facem bradul aici. Eu am vrut să nu pun bradul aici tocmai ca să joace capa, să aibă mai mult, dar... Haideți aici. Așa am dat și eu. Dar și cum s-a stat certificat? Da, certificat trebuie să o mute și atunci o să facem aici. Partea o să s-a certificat. Și la Yeah.
Am plecat să colindă, dom, dom, să-nălțăm. Dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Am plecat să colindă, dom, dom, să-nălțăm. Când boierinu-s acasă, dom, dom, să-nălțăm. Când boierinu-s acasă, dom, dom, să-nălțăm. Dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Au plecat la vânătoare, dom, dom, să-nălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să-nălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să-nălțăm. Dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Căprioare n-au vânat, dom, dom, să-nălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să-nălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să-nălțăm. Dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Să facă din pielea lui, dom, dom, să-nălțăm. Veșnic frumos domnului, dom, dom, să-nălțăm. Veșnic frumos domnului, dom, dom, să-nălțăm. Dom, dom, să-nălțăm, dom, dom, să-nălțăm. Sus, boieri, nu mai dormiți. Sus, boieri, nu mai dormiți. Vremea e să vă treziți. Sus, boieri, nu mai dormiți. Vremea e să vă treziți. Casa să vă mătura zerurile și masa să o încălcați leruile. Casa să vă mătura zerurile și masa să o încărcați leruile. Noi umblăm și colindăm și pe Domnul lăudăm. Noi umblăm și colindăm și pe Domnul lăudăm. Din seara ajunului leruile până-ntreag Crăciunului leruile. Din seara ajunului leruile până-ntreag Crăciunului leruile. Când s-a născut Domn prea bun în săgașul lui Crăciun. Când s-a născut Domn prea bun în săgașul lui Crăciun. Când s-a născut Domn frumos leruile, numele lui e Hristos leruile. Când s-a născut Domn frumos leruile, numele lui e Hristos leruile. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește, și lumii vestește. Că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magii cum zăriră, steaua și porniră, lăhânțul intrară și se-nchinară, și se-nchinară. Cu daruri găsite, lui Hristos menite, luând fiecare bucurie mare, bucurie mare. Care bucurie și ai să fie, de la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe. Sus la poarta raiului, sus la poarta trei. Sus la poarta raiului, poarta raiului, aștept urma tatălui, turma tatălui. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, lin și iarăși lin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, lin și iarăși lin. Dar la poartă cine stă, oare cine stă? Stă chiar Maica precisă, Maica precisă.
Maica Sfântă li-n cânta, Maica li-n cânta. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, lin și iarăși lin. Linui lin și iarăși lin, bate vântul frunza lin, lin și iarăși lin. Inima va cânta, inima și... Inima va cânta veselă mereu, gloria, gloria Îngerului Dumnezeu. Fraților tuturor pace ne-a adus, copilași, drăgălașor, Dumnezeu de sus. Noaptea când păstorii rând pe rând veghează, de afară un înger, ei se fricoșează. Dar curând dispare frica și-apoi mare. Marele e bucuria, s-a născut Mesia. Inima va cânta veselă mereu, gloria, gloria Îngerului Dumnezeu. Fraților tuturor pace ne-a adus, copilași, drăgălașor, Dumnezeu de sus. Ei vorbesc în grabă, pe copil să-l vadă, bun venit să-i spună, în genunchi să-i cadă. Lacrimi vor să verse, când îl văd în iesle, dar nespusă-i bucuria, țărăște Mesia. Inima va cânta veselă mereu, gloria, gloria Îngerului Dumnezeu. Fraților tuturor pace ne-a adus, copilași, drăgălașor, Dumnezeu de sus. Bună dimineața, lămoș al lun, bună dimineața. Bună dimineața, lămoș al lun, ne dați ori nu ne dați, ne dați ori nu ne dați, ne dați, ne dați. Am venit și noi odată la una cu sănătate, Domnul Sfânt să ne ajute, la copriș și la nuci multe. Bună dimineața, moș ajun, ne dați ori nu ne dați, ne dați ori nu ne dați, ne dați, ne dați. Rămurea de cetioară mulți ani și... Rămurea de cetioară mulți ani, curare dumneavoastră mulți ani, de pe plajul ortuzean, noi vă zicem la mulți ani. Rămurea de cetioară mulți ani, de pe plajul ortuzean, noi vă zicem la mulți ani. Rămurea de cetioară mulți ani, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți! Mulțumim tare mult! Din partea consiliului local, am mic atenție pentru acestea, bine? Uitați-vă bine că poate să mulțumesc! Vă mulțumim tare mult! În numele consiliului local, să aveți parte din fericire un nou an cu bucurie! Vă mulțumim că ne-ați primit! Încă o dată, sărbători fericite! Mulțumim! Mulțumim! Haideți să trecem la punctul 7, să mai avem un șapier, trecem cu ordinea de zi. Deci, în proiect de hotărâre privind modificarea alocației valorice a vădurilor de hrană pentru personalul din cadrul serviciului poliției locale, din subordinea primarului comunei Tuzi. Domnul inginer Ionel, aveți cuvântul? În comisie au fost discuții referitor la acest proiect. În sensul că
prin referat și prin proiectul de hotărâre s-a cerut mărirea alocației începând cu 2015. Adică ne scoate dator să dăm din urmă pe 2 ani. Retroactiv, 2 ani. Ceea ce, una, că n-am fost de acord și al doilea, nu cred că este legal să dăm noi aprobări de alocație de hrană pe timpul care a trecut, pe 2 ani în urmă. Și, în final, s-a hotărât în comisie și vă propune și dumneavoastră să analizați și să votați varianta să se mențină alocația de hrană de 24 de lei care s-a dat până acum, să se mențină în continuare. Iar pentru schimbul de noapte, cei care fac în schimbul de noapte, să li se acorde 5 lei suplimentar pentru timpul efectiv lucrat în schimb de noapte. Pentru alocația de 24 de lei este vorba de zile calendaristice, nu de zile lucrate. Deci primește alocația de hrană și pe timpul concediului și pe sărbători legale și pe timpul liber. Acum, posibilități de mărire sunt în cursul anului 2017, din iunie, dacă vedem și niște rezultate bune obținute în activitatea poliției locale, să mărim. Dar la ce raport este acum, Ana, ai încolo. Au făcut 19 legitimări și să le mărim în norma de plan. Da. Domnul Baca. Plus că am avut cheltuieli cu școlarizarea lor destul de mari și cei care îi aduce mi-au trebuit să școlarizeze. Noi sunt destul și mari. Vrea să vedem și fapte pentru... Facem impresia că... Indiferent cât salariu au avut, au luat de bine de rău și au luat salariile, da? Dar activitate numai ca să nu știu cum, până la piață înapoi duminica. Sau de multe ori păzau pe aici primăria, hai să fim serios. Domnul Butocan, aveți cuvântul. Deci tot așa vin cu propunerea să supunem la vot, să dăm normă de hrană 24 să dă acum, plus să iei 5 lei. Dar din 2017. Nu retroactiv. Nu retroactiv din 2015. Din 2015 până la 10. Așa am înțeles. Haideți să citim proiectul de hotărâre acum. Dacă îl înțeleg eu greșit, vă nici nu mai comentăm. Zice așa. Modificarea alocației valorice a normei de crana personală din cadrul din subor, începând cu data de se propune modificarea, începând cu 1 10. De ce? A apărut un ordin de ministru care de la 1-a 10-a a mărit-o. 2015 a apărut un ordin de ministru. Și eu ce fac? Modific proiectul în bugetul pe 2015? Nu mai un pic. Dacă se propunea acordarea alocației, da, aici vă dădeam dreptate. Acum, de când l-a acordat dumneavoastră, eu notez aici și completez hotărârea finală. Am proiectul de hotărâre 32 de legi, nu 24. Da, dar la fel, Consiliul Local, am citit, numai un pic. Poate stabili, ziceți domnul Vice, că am citit împreună. Consiliul Local poate aproba. Așa, deci poate. Deci poate. Da. Prin hotărâre acordarea normei de hrană pentru personalul poliției locale. Limita bugetului aprobat. Exact. Care bugetul cu... Deci numai pentru anul viitor. Deci e clar că de la anul. Deci asta nu se discută. Mai ce vrei să spun un articol. În cazul în care în bugetul local nu există resurse financiare suficiente pentru a susține acordarea normei de hrană stabilite potrivit prezente hotărâri, pentru întregul an, autoritățile administrației publice locale pot stabili perioade de acordare mai mici de un an calendaristic. Corect. Trebuie să înființăm serviciul ăsta de poliție civilă cei doi de la școlarizare, cei doi de la angajare. Și din iunie, dacă face serviciul ăsta bun, am putea să le dăm. Deci, mai întâi să vedem ce zice bugetul când va fi aprobat și după aceea vom vedea ce vom putea da. E clar. Nu. Așa, din asta, mai cu seamă că e vorba de zile calendaristice. Nu e vorba de zile lucrătoare. El stă acasă și ia bani, domn. Dumneata, domnul Floroiu, trebuie să te duci acolo, sau dumneata, domnul Petrișor sau Bacal, merge acolo, sau Romică. Dacă nu se învârte roata, nu iau bani. Mi se pare foarte corect, la lor li se dă calendaristice. Deci 30 de zile, domnule, gata, îi dai bani. Dar să vedem și eficiența fraților. Păi tocmai de aceea rămâne la datoriunea Consiliului Local. Dacă este eficiență, limităm la 32 de lei. Vorba aceea, au costumații ca lucrată. Costumații nu mai discută. Asta e asta. Uniform și tot așa. Da, e corect. Nu am asta nici la...
Aici, încă domnul primar, mașini drept ar trebui mașina dată, inscripționată, cu girofar, ca lumea, toți stai poliție locală, care, eu luat un 10 de vreo 10 ani, zice, cu poliția asta locală, cu mașina, ce de deci, haideți să lămurim ultima articolă, numai un pic, vă rog, începând cu 1 ianuarie, da, așa, deci 1 ianuarie, care e cuantumul? 24. Aia cu noaptea rămâne de văzut. Că... Am înțeles, cu 5. Pentru cei care fac, pentru cei care fac, nu se știe, aveți dreptate. Dar să-i stimulăm să fac. Deci asta va fi un motiv pozitiv. Da, domnul a fost spuneți. Da, ce bine așa. Ce se spune, nu are tot hotărâri inițiale, domnul primar. Cum? Nu, se modifică articolul 1. Se modifică articolul 1, nu e... Deci asta în hotărâri trebuie să... Votarea care vreau să fie aprobat. Deci votarea să fie și cu votul de acum și cu avizul comun. Aici e proiectul votarele, da, se propune. Alte sume. Votează împotrivă. Cu asta basta pentru proiectul ăla. Dar nu am vrut domnul președinte. E tot timpul. Domnul apoi, lăsați-o și tensiune. Domnul apoi, domnul frate. E frate și tensiune. Dar mai ales să te mergem. Dacă mai vreți ceva din comentarii. Dacă mai comentați recetații, domnul la ședință. Da, domnul. Deci haide să trecem la el, să supunem la vot. Cine este de acord cu ce s-a propus de domnul Ducarne? Da. Contra? Abținere. Deci în unanimitate votul s-a aprobat. Hai să trecem mai departe. Deci trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local Comunități a plângerii prealabile formulate de domnul Sergiu Valentin, înregistrată cu numărul 17300 din 09-12-2016. Am înțeles că domnul Sergiu Valentin va da, veni și... După ce am avut și dat de comisie domnul Apostol, a doua zi a venit domnul Sergiu și a semnat clauza de reziliere a contractului. Deci un acord între părți. Da. Între părți. Cel mai corect. Deci noi comisia... Soluționarea constă în faptul că vom admite plângerea, vom revoca hotărârea și notificarea pe care i-am înaintat-o. Și nu mai dăm judecată. Încheiem litigiul, nu va mai fi niciun fel de proces normal, omul... După ședința de comisie, am aflat că proiectul de hotărâre care este inițiat în piață, proiectul este făcut deja pentru în spatele acestor clădiri. Te punem întrebarea, nici nu a știut domnul secretar, după ședința am aflat, nici domnul viceprimar nu a știut de ședință să ne explice. După aia am aflat chestia asta. Ne punem întrebarea, la ce am mai făcut proiectul ăsta de hotărâre? Sunt trei variante de proiectare, domnul Apostol, de pe piață. Și alegem noi, nu am stabilit, dar e și o variantă, într-adevăr, să fie acolo loc, pentru tarabe. Și ați vrea dumneavoastră să lăsăm baracinele acolo, după aceea o piață modernă? Nu v-ați înțeles. V-am spus și atunci, după aia și la domnul Angelou. Sunt trei proiecte care le vor... Proiectul la care se lucrează este făcut în spatele construcțiilor. Iar când va fi demolat, mi s-a spus că acolo va fi parcare. Parcare sau tarabii. Păi, normal, când trei proiecte ăsta trebuie să știți, trebuie să-l cunoașteți și să ne spuneți adevărul lor. Adevărul spune domnul Apostol. Dacă spuneați, nu mai exista aceste discuții în Consiliul Local. Nu și aveau rostul. Domnul Apostol, noi a fost problema cu Valentin Seciu, da? Da, domnule. Ca să vedem cumva legal, să plece când îl terminăm piața aia. Dacă s-a rezolvat pe calea mea, bine. Până se termină piața, când se cumpără în spate, omul deja se încheie contractul. Da, domnule, dar voi ați zis, da, domnule, acum care e problema? Eu o să știu
piața mare de acolo și pe ăsta bază. Acolo să fii parcare pentru mașini, să nu mai fie atâta dezordine. E drumul ăsta național, că așa e. S-a dus pe vestea la autobuzul ăsta ca la pop atunci. Haide să supunem la vot. Cine este pentru? Contra, cine? Deci nu unanimitate în sat. Hai să trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic, actualizația și obiectivul de investiții construirii pod peste fărul Sărat, deci peste Vale, în comunul Oitru, județul Bacău, autorizarea proiectului numărul 4 din 2011. Domnul Ionel? Avizul este favorabil. Și al nostru este favorabil. Deci acolo la podul ăla s-a făcut proiectare, sunt toate avizile la zi. Deci mai urmează procedura de licitație și la anul să alocăm bani pentru investiții în jur de 4 miliarde, se va face podul. Deci podul va avea anului 90 metri cu lățime de 5 metri. Și cu gabioane, aval și amante. Cărui 10 micare în bani. Din beton. Fără trotuare. E fără trotuare. Fără trotuare. Nu contează asta. Dacă are 5 metri lățime. Am primit cea electrică, că era o problemă. A fost cu problema cu atunci. Acum s-a rezolvat de alta vizită. Avem toate documentele, toate vizitori. Dacă mai aveți ceva la acest punct, dacă nu, să pun la vot cine este pentru. Contra, abțineri, deci în unanimitate de votare. Trecem la punctul 10, la punct privind activitatea poliției locale pe anul 2016. Trebuia să vină, dar... Trebuia să vină, a ieșit șeful de post, a ieșit la pensie. Doamne ajută! Și... avem acum pe cineva care mai tânăr, care se ocupă, dar nu vrea și nici el să stea mai mult. Cred că de-aia nici n-a venit cu raportul. Și să sperăm că o să mărim și poliția mai mult. Și este un băiat tânăr, unul de la Bogdănești, care... Nu, care se ocupă de... Romeo Manea, șeful secției, un băiat tânăr care văd că e energic și a zis că o să ne dea tot concursul, să mărim. Să facem și noi gardul ăla, să ideea mașină. Și o să-l ajutăm și noi să facem gardul, ei au zis că o să vrea, dar n-au fonduri. Le-am mai dat noi niște scaune, le-am mai dat câte ceva, dar... A trebuit un milic. Dacă e ministrul care a propus, deja noi am avut o discuție cu el. Vlase. Am avut o discuție cu el și a zis că dacă o vine, poate ne ajută. Și cu o mașină și cu... Noi le-am zis de un 4x4, că e o zonă de munte, să nu... Dar el știe că a mai fost la da, 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 și ne-a promis. Ne-am avut o întâlnire înainte. Să fie producere la cunoștință și dacă sunt întrebări celor care le-au întocmit. Dar dacă nu sunt întrebări... Nu sunt întrebări, nici cadă așa. Întrebările... Deci haideți să trecem mai departe. Ai noștri, despre ei noștri știți. O să... Haideți să punem la... Da, la rinul. O să fie... Dar astea nu se votează. Nu, nu se votează. Rapoarte și pot fi interpretate. Haideți să trecem la punctul 12. Raport privind înființarea, organizarea și administrarea serviciilor sociale în sezonul rece, 2016-2017. Deci aici vă spun despre ce e vorba. A venit la nivel de țară, că s-a anunțat iarnă grea la fiecare primărie, că dacă există oameni fără locuință, fără ăsta, să putem să le punem la dispoziție un spațiu încălzit, cu baie, cu ăsta, chiar... Avem casa catara, am dat primar. Păi da, uite... O renovăm? Da, ai dat? Da, ai dat. Ați uitat, domnul apostol? Nu-i dată, nu-i dată, nu-i dată spre administrație. Și acolo e închiriată când se deteriora. Băiatul deja a început să facă curățenia asta. Și aici ce, aici ce putem face, să numim ISU-ul, trebuie de ăsta în caz de frig de ăsta,
să mergem să intervenim, să-i ducem într-o încăpere, dar noi nu avem oameni străzi, știți? Dar trebuie să... Dar nu să ne registrați. Deci găsim o posibilitate. E una care stă pe aici. Doar de sub moară acolo. Da, da, da. Dacă trebuie băiatul să ducă la moară, la magazin, nu se duce, că e frică de ea. Am încercat, am încercat să vorbesc cu ea. Am dat în ea. Dacă te-a chemat ambulanța, s-a dus la urgență. Și al doilea cu poliția să urcăm, că am să urcăm și ambulanță. Cojantul. Da, asta noi am încercat. E pistiva aia. Și eu îi mai dau totdeauna când o văd, câte 10 lei, da? Ca să aibă cum văd, mănânc câte o coajă, dar nu vrea, am vorbit. Măi, vrei să te duci la un centru? Da, nu, refuz, ei îi place așa. Exact. Acolo ar trebui un gard întâi. Așa am dragat. Băiatul ăsta a început, a acoperit-o de banii lui, de la face și ăla. Adică arată, nu mai bate vânt acolo. Tot nu e o chestie. Dacă mergeți, vedeți, s-a făcut curățenie. Găsim și alte modalități. Găsim, găsim. Haideți să... Nu, nu, haideți să nu trecem așa de prezent. Că deja noi avem o adresă de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și ne cer să luăm măsuri și să le transmitem. Deci serviciile sociale, după cum ați văzut, pot fi organizate, echipe mobile de intervenție în stradă sau echipe de tip ambulanță, nu e cazul aici. Acum problema e echipa mobilă de intervenție în stradă. Avem poliția. Va trebui să... Fiți dumneavoastră de acord să participați cumva, în caz că va fi nevoie, bineînțeles. Bun, noi avem polițiști locali, avem persoane angajate la UNICEF. Așa. Și aș vrea totuși să nominalizăm măcar un consilier. Totuși. Unu, doi, nu știu, dumneavoastră. Nu ați decizit. Comisia de... Păi, de la Comisia de Specialitate. Specialitate. Acum, avem domnul Petrișor, domnul Petrișor, subsemnatul. Da. Mai acum mai trebuie. Eu am mai văzut domnul de la Poiană, de la Hânt, a zis în caz ceva, ne ajută. Ca au spațiu. Au spațiu încălzit acolo. Deci, a, pentru, de un ziceți de centru de găzduire pe perioadă determinată, dar vă dați seama ce înseamnă, nu? Și o cameră dacă o ai. Trebuie să ai un pat, trebuie să ai căldură, trebuie să ai... Și trebuie să ne ajută. Așa este. Să faceți un graș și stai acolo. Așa este. Te asigurăm. Apropo de părerea mea, să arată domnul Părinte. Școala aia, am înțeles că se renovează. Ar fi o posibilitate foarte bună la părerea. O centrală ar trebui acolo, muzeul ăla se poate face la etaj. Iar... Jos la partea, se poate amenaja extraordinar bine și să dăm o destinație la școala aia. Nică ne mai gândim și vedem ce destinație dăm. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Contra? Să abține cineva? Mulțumesc. Trecem la... Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic de investiție, modernizare pentru asfaltare drumuri de interes local din comunitatea județul Bacău, faza Dali. Deci, domnul Butucaru, vă rog. Da, vă pot spune, deci, al doilea proiect. Al doilea proiect. Care l-am făcut în Institutul de Stabilitate, kilometri în jur de 3 km 200, valoarea investiției de vreo 980.000 de euro. Acum să vă spun drumurile astea care le-am băgat în acest proiect. Sunt toate care au fost prinse de la început în proiectul ăsta. Nu, proiectul 2. E alt proiect. Mai veniți de la Cimitirul Catolic până pe marginea... La școală. Până la aproape, nu până plus șanț, care vine 2 metri betonat. Facem și o apărămară de aluvion și de astea. Acolo e băgat. După aceea pe partea domnul Claudiu, la Spiridon, la Deal, pe la tine, coborăm pe partea cealaltă. La Saramură. La Saramură și ieșim la Cristi Sabu. Și ieșim încă în Hăzman, în partea altă sau? Da, la primul proiect. După aceea, tot acolo la monument, ne mergem 200 de metri, domn primar, spre monument. Da. Cât e intravilan?
trebuie făcut. După ce mai este drumul de la podul Hăzmanului, podul Hăzmanului, la Vale, până la, facem dreapta la Maria Boacă, până la pod la Călcăi. La Condor. La Condor, până la podul. Da, da. După aceea, ultimul drum este de la intrare spre școală, prin spate, la Mărit, la Cărăstrău. Da. Și ieșim pe la Buse, pe la Transformator. În partea dreaptă, aproape de la Lucaciu, continental. Aproape de continental. Deci aici e inclus drumul ăsta în valoarea de 1000. Și acum îl aprobăm și pe aceea cu dosarul și cu proiectul, domn primar și cu domnul Vici, subțoară și pe la București. Acum ce vreau să le spun, domnul Petrișoare, acolo dumneavoastră, dar spune doamne, să nu se spere dacă te duci până la vârst că se proiectul e făcut, să se despartă apa, să meargă înspre râu care ajunge la părâu Stroșii, deci nu se pune, nu vine, de-aia costă mult, pentru că nu vine să înălțăm, deci luăm din material, decupertăm, că așa trebuie făcut aproape în tot Oituzul, că dacă înălțăm, intră toată apa în curte la oameni. Pentru că s-a tot pus și deci merge prin decopertare. S-a făcut studiile înălțime, topometria, tot și se face cu șanțuri carosabile și se duce în pârâura. Deci e destul de complex ca să luăm apa în două părți, nu se mai ducă în curs, să mai ducă asta. Deci e un proiect, destul de poți să-l vezi și să-l discuți și cu oameni, ca să știe că e totdeauna să agită, știi? Dacă mintă, dacă îi face, dacă asta, sunt și potențe făcute acolo, deci o să fie un proiect cu desen, poți să-l desenezi și să le dau la oameni. Hai, domnul Prudel, aveți cuvânt. Chiar vreau ca să mulțumesc toată lumea care a pus spate la acest proiect, că în sfârșit o să avem și noi primăvara spartă în comuna Stăvăitul. Deci, mulțumesc tuturor, dacă totul e clar și adevărat. Nu în cean, că cred că mai revenim un proiect, în sfârșit o să fie din spate, că și aprobat. Dacă și al doilea proiect o să fie aprobat, deci o să fie ceva. Deci începem să ne mișcăm. Începem să ne mișcăm și totuși să nu mai zică lumea că suntem degeaba aici. Deci, e bine. E un început bun. În ce mult, de când suntem în 6 luni, deci mulțumim dacă putem să înaintăm. Bun. Altcineva, cine mai e? Dacă nu mai e, supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Contra, abțineri, mulțumesc. Trecem la punctul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnică. Da. Așa, asigurarea scurgerii apelor pluviale prin rețeaua țeavă corugată și balastrare, drum local în satul Călcăi, comună Oituz, județul Bacău. Deci e vorba de știe toată lumea acolo, pârâul ăla, nu pârâul lucrurilor, deci partea asta spre chinezul. Deci aici este o... Aici sunt două variante de lucru, domnule, dacă vreți să vorbiți dumneavoastră. Da. Aici erau două variante. Una care a fost făcută de domnul primar înainte, cu rigoră carosabilă, dar curgând apa în continuu și fiind neavând înălțime, îngheață. Și la un moment dat tot pe drum. Și ne-am gândit să o facem cu țeavă corugată, că și cu gur de canal, așa e făcut proiectul, cu gur de canal, diferența de bani e de vreo 100.000 de lei, nu e mare diferența. Dar în schimb, poți să scoți înălțimile și să le faci să lucrezi și iarna. Deci noi dacă facem și asta, că nu costă bani, vreo 400-500.000 de lei costă totul ăsta. 400, cam așa costă. Și putem lucra ca până în primăvară când se dezgheață și se mai lasă, să putem să cărăm și piatră, să facem înălțimile, că e foarte mult lăsat. Și atunci apa circulă în continuu pe ea și nu îngheață, că e sub limita de îngheț. Poftiți! Deci asta este proiectul ăsta. Se poate vedea, este amândouă variantele. Eu zic să o alegem cu țeavă corudată. Da. Veniți și aici. Haideți să terminăm punctul ăsta, că... Da, hai mai avem două puncte. Avem un special. Deci, care variantă spuneți? Asta cu țeavă corudată? Supun la vot? Hai să pun la vot, cine este pentru? Și abține cineva contra? Mulțumesc!
Deci mai avem un punct. Deci am vrut un primar? Da, da, pe mine avem un punct. Haide să terminăm acolo. Mai urmează diverse participații așa, da, da, mai putem să ținem pe domnul. Hai să vorbim cu domnul despre ce-i vorba. Haideți să avem un punct atâta la ora. Un singur punct. Proiectul de privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Voicuț la Vila Cizeana Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Adică domnul primar vrea să-l delege pe domnul de la mediu să participe la toate ședințele la ADIS. Deci dacă nu poate domnul primar, este omul care e angajat la mediu. Deci să ne reprezinte acolo. Da, domnul acolo. Urma să participe, pentru că eu trebuie să semnez niște acte acolo. Păi dacă nu putem nici acum, domnul apostol, m-am dat înțeles. Acum, problema care este? Autoritatea oare primarului? Deci, el semnează, niciodată nu s-a semnat, câte un singur vot nu contează. Domnul primar poate să vă spună, acolo este un consiliu de administrație format toți primare, ori un vot în plus, și hotărâri mari tot în consiliu să ia. Deci, mare hotărârea noi a el. Tot aici să deci, hotărârea tot în consiliu el. Deci, el participă la ședințe și ne informează. Informează consiliul local. Aici, asta e problema. Deci participă, nu semnează până nu vine aici și ne spune despre ce vorba. Dar care în putemnicire semnează în locul dublu primar. Da, domnule, dar înțelegem, deci vorbeam... Nu fără aducerea Consiliului Local, la prăzită Consiliului Local. Deci asta e problema. Și asta pare parte numai primar. Deci primarul are dreptul, domnule, să delege competențe. Hai să trecem la... Deci fiind delegat de mine, tot eu suport consecințe. Dar bineînțeles. Absolut. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru? Deci contra, abțineri. Abțineri, domnul Opor. Hai mai veniți aici, aveți domnul. Deci haideți să avem... Deci ar mai fi diverse, dar haideți să terminăm mai. Poftiți, domnilor. Deci până la ora actuală nu s-a anunțat nicio capă. Aș avea rugăminte, am consilierii locali prin zonă care cunosc, se anunțe pe toți organizatorii. Pe 28 vrem să avem o ședință, să înmânăm și autorizațiile, ca să nu ne mai îngrămădim atunci, autorizația pentru care trebuie să o ia, și să facem programul ca fiecare an când merge cu ajutorul jandarmeria, poliției și asta. Acum, eu am început să vă spun despre ce e vorba. La anul o să organizăm mai bine. Cum era vorba să vină și ursul, eu m-am gândit să facem aici, de aia n-am vrut să pun bradul. Dar cum ați avut plăcerea să avem un brad, am adus un brad și atunci m-am gândit să punem într-un loc, să nu mai facem, hai repede, că încurcăm circulația, să găsim o altă locație, până la anul când o să facem sus, să organizăm tip concurs, tip sărbători de iarnă și așa. Și acum să vedem o locație, să propunem o locație. Poate, eu am mai întrebat pe oamenii din comună, unii au zis că e bine la școală, alții au zis că e bine aici, alții au zis că e la școala numărul 2. Și la numărul de locații? E destul de mare să hotărâm ca să nu fie și cetele, să nu fie ele nemulțumite, că nu vrem să fie. Și să vorbim și să putem știe cum să organizeze jandarmeria și poliția, să organizeze evenimentele astea, ca să nu avem evenimente. Domnul Floroie, aveți o propunere. Păi mă gândesc, domnul primar, când dumneavoastră dați aprobarea la CAPRI, nu se poate stabili orele de participare la Aia s-a organizat pe 28, când se făcea. Aia s-a organizat pe 28, când se făcea. Da.
ca să, să-i cinstim că dansează pentru Consiliul Local, pentru oamenii noștri. Și la ce oră ar fi? Și unde să înceapă să fie? La ce oră ar fi? La ce oră ar fi? La 28? Ora, ora, ora. La 10? La 11. La 11. La 11. Doamne, la 11. Deci pe 29, vin și domnii consilieri care doresc. Da? Vin cetele care s-au ajutat, să putem vedeți și timpul cât poate să stea acolo. Nu, stă cu treia. Poate că nu stai stabile orele și traseele. Noi dacă facem o locație unde nu încurcăm circulația, să pun la punct mai se dacă la mare. Să joace mai mult, să se desfășoare, așa dacă e o capră mai mare, se îndrămânește locul ăsta mic. Circulația să încurcă oameni. Mai vin 2000 de oameni. Și trebuie să ne gândim unde vrem, unde vreți voi organizatorii de capră să facem, ca să știe și poliția, și jandarmeria. Rugăm și de la jandarmerie să nu fie chiar mulți acolo la noi ca să incite, să fie numai în caz de, în caz de urgență să intervină sau din loc în loc, așa cum s-a făcut alța? Sau de loc? Ar fi ideal! Ar fi ideal! Sau de loc nu se poate! Ei bine, dânsii vor să-și ia, pentru că da, răspund mai departe. Dacă nu-și iau măsuri de siguranță, zice că... Deci acum sunt două locații ar fi. Deci ori la numărul 1, ori la numărul 2. Și eu zic că numărul 2 e mai mare spațiu. Acum trebuie să mergem. Și ei oricum veneau aici și atunci jumatea asta vin, poate să stea pe aici să aștepte prin spațiile astea, dar străzile acolo, intră și ies. Da, e bine, că mari șapii de aici acolo, e bine. Domnul primar, dar ne-ai interzis ce vreau să te faci în fața primăriei aici? Nu, domnul! Mamă, dar asta că am văzut că noi nu e marca locație. Nu ne-ai interzis, nu! E spațiu mic și atunci circulație, și atunci hai să dăm repede ca să nu încurcăm circulație. Dar pentru el apărea că la anul să facem cum a spus la monumentul s-a dus vestea că la pupă dus la comuna asta și toți oferii să plâmbă. Toată țara asta. Noi de-aia mă gândeam să hotărâm, suntem cu toți aici ca să iasă și ceva frumos, să nu ne grăbim. La școala numărul 2 este spațiu destul de mare. Suntem tot în centru. Noroi nu este. Noroi nu este, că la aia m-am gândit. Nu-i noroi, la... Utilajele sunt rămâne tot acolo. Poate face spațiu. Că și din vaccin, noi am fost, noi am făcut, am studiat niște locuri, dar și la școala numărul 1 sunt niște șanțuri. Ne-am gândit să punem ceva acolo, să asupăm șanțul să fie un spațiu mai mult. Oamenii se întrebădeau. Dar dacă-și rupe piciorul sau asta, dar aici este spațiu de scurt. Deci, dacă vreți acum să dăm cuvântul la... Haideți să stabilim, domnilor! Să ne zică de la jandarmerie, domnul comandant, de la poliție, părerile și voi... trageți concluziile și da, să ajungem la o înțelegere, ca să știm ce discutăm pe 21. Domnul, da, mulțumesc, domnul primar. Am onoarea să vă salut, domnul consilier, domnul viceprimar. Am venit, colonel Stan, în comandul grupării de jandarmi mobilă Bacău. Marea majoritate dintre dumneavoastră mă cunoașteți. Văd și un conducător de chat aici prezent pe care îl salut. N-am venit singur, am venit cu o echipă de colegi de-ai mei de la structurile Ministerului Afacerilor Interne. Vorbim despre domnul adjunct al inspectorului șef, domnul comisar șef Vasilescu, adjunctul domnului Oprișan, șeful comandantul Poliției Unești, adjunctul, prim adjunct al inspectorului șef al ISU Bacău, domnul colonel Halasanu, domnul colonel Sandu, care este și oituzeanul de-al nostru și colegul meu. Am onoarea să vă salut. Echipa cu care văd pe unul dintre dumneavoastră pe care ne mai știm. Echipa, suntem amândoi echipa, formăm aceeași echipă de management la nivelul unității. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit în această ședință. Vă mărturisesc că în urmă cu câteva zile am avut o întâlnire cu domnul primar și domnul viceprimar pe o documentare informală vis-a-vis de pregătirea, să zic, a momentului de astăzi. Aș vrea de la bun început să fim extrem de clari. Noi nu impunem absolut niciun fel de regulă, nu stabilim, nu sugerăm, nu absolut nimic.
am apreciat foarte mult inițiativa dumneavoastră pentru că ați sesizat și am văzut mai devreme domnul președinte a accentuat această problemă. Avem o mare problemă ceea ce înseamnă traficul pe acest drum național, care este sesizat prin 112 de nu mai reușim să închidem telefoanele. Unul se închide, altul sună. Unul se închide, altul sună. Așa. Repet, aceasta este problema mare de ansamblu. În schimb, aș vrea să ne înțelegem foarte bine că nu impunem absolut nimic. Locul pe care dumneavoastră îl stabiliți și îl conveniți împreună cu comunitatea este cel pe care noi ne vom adapta măsurile în raport de locul pe care dumneavoastră îl hotărâți. Pe de altă parte, s-a precizat foarte bine și s-a anticipat. Am stabilit ziua de 28 ora 11 să ne întâlnim probabil acolo, tot la Casa de Cultură, pe spațiu mai larg acolo, așa cu grupurile de colindători, pe care aș dori, în cel puțin în nume personal, aș vrea să fie reprezentați de dumneavoastră, dumneavoastră ca, să zic așa, ca reprezentanți ai comunității, cei care v-au trimis aici în guvernul comunal, așa, și pe care, cu siguranță, dumneavoastră aveți posibilitatea să creionați un mod de organizare care să fie și frumos, și eficient, și cum spunea și domnul primar, să nu mai dăm repede, hai, pe fugă că vin mașini, pe fugă că vine tirul, că vine și așa mai departe. Vor fi în continuare probleme de trafic, pentru că deplasarea nu se va putea face decât pe DN11, dar cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul grupurilor care, cu siguranță, vor avea oameni de ordine, care vor dirija oamenii să meargă pe o singură bandă, să nu ne expunem riscul la accidente și toate chestiunile acestea, vom face oarecum mai fluidă, mai fluentă circulația pe acest parc. Aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru ceea ce am reușit să facem în ultimii 4 ani de zile, 5 ani de zile, pentru că ați observat cu toții și cu ajutorul domnului primar, care este prezent aici în sală, cu care am colaborat foarte bine, așa, și ne-a ajutat, am reușit să-i dăm oarecum o altă formă, o altă așezare, să zic așa, evenimentului. N-au mai fost incidente, n-au mai fost bătăi, n-au mai fost capete sparte, jandarmi agresați și toate chestiile astea. Ăsta e un lucru foarte bun. Nu putem uita momentul 2009 când un jandarm a fost lovit și trimis în comă 6 luni de zile. Și acum un cetățean de aici suferă pe această cale. Nu putem uita momentul 2014 când de asemenea un jandarm a fost lovit cu o sabie și încă cercetările sunt în curs de desfășurare. Deci am dorit ca să nu mai existe suferință după un moment de bucurie. Cam asta este mesajul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Deci ne pliem perfect pe ceea ce dumneavoastră vreți să organizați aici, însă vreau să vă aduc în atenție că răspunderea vă revine în exclusivitate, în calitate de organizatori și coordonatori acestui eveniment. Vreau să înțeleagă toată lumea că structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt structuri de constatare și de aplicare a legii. Deci noi nu venim să ne amestecăm, să ne interpunem, să ne intersectăm pe activitatea pe care o organizați. Suntem organ de constatare și de aplicare a legii. Intervenim numai acolo unde sunt probleme. Ați anticipat foarte bine și noi ne-am dorit să fim cât mai puțin, dacă s-ar putea chiar deloc. Pentru că vreau să vă spun că sunt comunități întregi în această țară unde nu se duce nimeni, că activitățile se desfășoară fără ce fel de problemă. Trebuie să fie un jandar și un polițist cu gaz, cu gască, cu bască, cu orice minut, că nu dă bine. Mai ales, vorbim despre Comuna Uituz. Comuna Uituz nu este o comună oarecare în țara asta, din România. Istoria pe care o are această comună și modul de identitate ei nu poate fi confundată cu alte comune care s-au născut în urmă cu 30 de ani. Deci, prin urmare, cred eu că dumneavoastră trebuie să lucrați foarte mult la brandul ăsta pe care îl aveți și care trebuie să se identifice nu cu bătăi, cu bâte, cu topoare, cu furci, ca la 907, vii să faci o tradiție de anul nou și ieși ca la 907 pe stradă, mai ales pe drumul public. Legea scrie, o să vă spun și de ruginoasa, că și acolo am al doilea moment, destul de dificil. Da, deci legea spune foarte clar și ea are aplicabilitate 365 din 365. La legea 61, deținerea și pe codul penal, mai nou acum, că marea majoritate din infracțiuni au plecat în codul penal, deci nu le mai putem lua ca interpretare, că știți că pe lege, așa, simpla deținere a obiectului contundent este infracțiune. Nu mai vorbesc de faptul că o ferească să o folosești sau cu tare. Deci nu poți să ieși cu furca din grajd, să ieși cu ea pe stradă, cu toporul, cu bâta, cu ce ai tu pe acolo. Da,
se admite repozita care este, care simulează, să zic așa, obiectul respectiv, dar tu în momentul în care vii cu furca de fier și umbli cu ea pe stradă, sub, doamne, știți, eu asta este repozita mea. Păi nu prea merge, că nu prea plânge pe acolo. Și nu problema asta că o are acolo. Întrebarea vine din ceea ce media urmărește și toată lumea vede și ne întreabă pe noi, oameni buni, dar voi ce faceți? Sunteți atâția oameni aici, plătiți din bani publici. Noi suntem obligați să venim, că nu venim că vrem noi, că ne facem noi așa un standard să venim la Oituz. Nu. Noi venim pentru că suntem obligați de lege. Acolo scrie legea 60, la aduni publice, unde se adună public numeros, poliția, jandarmerie, este obligată să asigure măsuri de urne. Prezența noastră este obligatorie. Mai mult decât atât pe fondul la evenimentele care au avut loc în anii anteriori. Noi am vrea din ce în ce mai puțină prezența noastră aici și chiar am dorit să scăpați de noi, cum ar veni. Sau, mă rog, sau, să venim să ne ocupăm de altceva, să venim să ne bucurăm și noi de obicei, aici, la dumneavoastră, noi toți. Sau mai bine zis la noi, că știu eu sunt tot aici, din preajmă. Așa. Dar aici avem nevoie să lucrăm împreună. Dumneavoastră aveți rolul cel mai bun. Puteți merge în comunitate, transmiteți acest mesaj că noi nu suntem adversari nimănui. Pompieri, jandarmi, polițiști. Nu vin în calitate de adversari, ci vin în calitate de oameni care trebuie să asigure protecția cetățeanului, protecția bunurilor. Și am intrat în sfera protecției bunurilor și vorbim despre ceea ce înseamnă securitatea la ceea ce aveți dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră și comunitatea, bunurile, gospodăriile. Mă uitam și astăzi dimineață, ați văzut un incendiu care s-a declanșat, au ars 6 case. Instant, în București, undeva într-un cartier acolo, în Rahova, ori 6 case. Și exemplele astea sunt cu miile. Imaginați-vă și dumneavoastră casele cum sunt așezate în comuna Oituz. Cu tot ce aveți prin curți, fiecare, material combustibil, nutreț, lemne și așa mai departe. O să poate să ne spună mai multe domnul colonel. Dar imaginați-vă ce înseamnă să se aprindă, că casele fiind foarte aproape și mai fie să mai fie și vânt, să aprinde, Doamne ferește, o casă. Ce facem în condițiile astea? Pentru că vulnerabilitatea cea mai mare pe această comună este cea legată de infrastructura rutieră. Deci noi nu putem ajunge foarte ușor la locul unde s-a produs, ferească Dumnezeu, acea nenorocire. Luând în calcul și traficul care este foarte aglomerat, luând în calcul și mulțimea care va fi aici, mai mult decât atât, nu putem aduce intervenția decât dinspre Onești, pentru că aici avem structura cea mai apropiată. Imaginați-vă ce ar însemna să nu poată pătrunde Oneștiu către centru și să așteptăm să vină Covasna. Deci până ajung oamenii, nu mai rămâne nimic aici. Și atunci, nu știu eu dacă am făcut un lucru foarte bun. Deci, numai pe fondul faptul că umblăm cu acele făclii pe stradă și lovim cu ele de pământ și s-ar scânteile în toate alea și s-ar prind și haine și oameni barși și toate chestiile astea. Nu știu, eu, pe mine mă îngrozește. Fenomenul colectiv pentru mine, să știți că n-a fost un mare șoc. Pentru că eu am fost obișnuit cu asemenea lucruri, cu asemenea situații. Poate nu la dimensiunea la care a fost acolo. Dar de fiecare dată unde am planificat și am organizat aceste activități, am pus foarte mare accent pe ceea ce înseamnă situațiile de urgență. Ferească Dumnezeu de un incendiu, ferească Dumnezeu de o explozie, ferească Dumnezeu de ceva, nu putem să intervenim. Pentru că, în primul rând, avem comunicația rutieră blocată, în al doilea rând, sunt și problemele care țin de tot ceea ce se întâmplă acolo. Mă opresc aici pentru că nu vreau să monopolizez discuția. Așa, am transmis mesajul general pe care jandarmeria vine în fața dumneavoastră a comunității cu toată deschiderea și cu absolut tot ceea ce dumneavoastră aveți nevoie, asigurăm orice tip de serviciu, începând cu zilele premergătoare anului nou. Anul nou, 31, 1, 2, fără niciun fel de probleme. Noi suntem la datorie, nu avem niciun fel de altă problemă. Ne sărbătorim revelioanele după Sfântul Ion, după 24 ianuarie, după Ziua Unirii. Avem toată deschiderea, suntem alături de dumneavoastră. Vrem pe 28 să ne întâlnim, dumneavoastră, domnul consilier, domnul primar e obligat că trebuie să autorizeze, grupurile de colindători, cu date de identitate, cu absolut cu tot ce trebuie, ca să putem să facem acel planning de care spunea domnul președinte mai devreme. Stabilim, ceata 1, ora cu tare, se adună acolo, traseul cu tare, ajunge acolo, dansează de la până la, ceata 2, se adună la ora cu tare, ceata 3 la ora cu tare, ceata 4 la ora cu tare. Nici să ne aglomerăm, le adunăm dimineața la 7 pe toate și după care le ținem ultima intră la 12 și ăla stă de 5 ori în frig. Nu! Deci spune zis, bă, tu ești de la ora cu tare, ești pregătit, atunci veni și te preluăm și te aducem cu măsuri de siguranță. Rutieră, fizică,
pe traseul de la până la, vii, îți faci programul, cât stabilești acolo, mergi mai departe. Mai bine așteptăm noi decât să aștepte asta. Adică să rămână și spațiu. Aș vrea să-l rog pe domnul comisar Cep Vasilescu să intervine. Bună ziua, domnul primar, domnul vice, domnul comisar, sunt alături de dumneavoastră. În esență, forțele Ministerului Afacerilor de Interne se dozează funcție de eveniment în sine. Că dacă, și Doamne ajută, să reușiți în intenția de a-l așeza pe coordonate culturale, forțele de ordine, credeți-mă, vor fi pur simbolice. Dar, având în vedere că aici discutăm de un drum național de mare însemnătate, având în vedere că discutăm și de căruțe care intră în drumul național, și nu vorbesc mai mult, că după aceea mă acuz, având în vedere dotarea cu care se iese, atunci riscul acestei manifestări devine deosebit. Și atunci, exact de aici, se impune prezența atât a noastră, cât și a jandarmilor și a pompierilor. Nu este o dorință de a fi. Noi avem obligația de a proteja cetățeanul, dar toți cetățenii. Adică dumneavoastră, să spunem, colindătorii sunt 300. Ok. Dar comuna câți cetățeni are? Numai 300? Și de restul cine se ocupă? Credeți-ne, noi ne ocupăm. Și noi răspundem în fața dumnealor? Păi domnule, eu m-am simțit în nesiguranță, domnule. Au sărit scânteile alea, dumneavoastră ce ați făcut? E, asta e cauza pentru care noi suntem aici ca o manifestare care se dorește tradițională, care se dorește frumoasă, să nu se transforme în altceva. Siguranța cetățeanului este exact prioritatea și a poliției, și a jandarmeriei, și a pompierilor, a unităților ISU, a cetățeanului și a bunurilor sale. Noi ne vom organiza toate aceste forțe funcție de decizia dumneavoastră. Noi nu o vom influența în niciun fel. Oricare locație veți decide să o alegeți, noi va trebui să ne organizăm ca atare, pentru că fiecare locație are specificul ei, cu drumuri de acces, de defluire, afluire, surse de apă, pompieri, fiecare își caută și să-și lămurească specificul propriu. E firesc, se amintea de legea 60. E normal ca și e legal ca organizatorul să aibă forțe de ordine. E, cu atât mai mult cu cât ați putea dumneavoastră organizatorii să mențineți această siguranță, noi așa ar trebui să fim undeva într-o laterală, domnule, dacă degenerează, dacă nu degenerează, eu nu am ce căuta între ei. Însă, domnul primar a spus, domnul, eu am doi polițiști locali. Ce credeți că aș putea face cu doi polițiști locali? Bun, tot legea spune, organizatorul desemnează dintre participanți, persoane, eventual îi separă cu banderole, pentru că, la urma urmei, credeți-mă, eu nu văd ca fiind mare filozofie conducerea cetei pe drumul național. Păi, care e problema? Dom'le, drumul e marcat la jumate, poliția rutieră dă drumul alternativ ca să nu avem, că situația cea mai nefericită ar fi să raportăm închiderea traficului. În momentul ăla, credeți-ne, sărim toți în aer. Sau unul scoase de sub roțile tirului. Da. Deci, asta nu. De asta suntem noi aici. Noi știm să dăm drumul la traficul rutier alternativ, să tragă pe o singură bandă, pe cealaltă bandă, să se deplaseze cuvincios. Cei din cete să nu se lege de mașini, că au fost și necazuri de genul ăsta. Ce ai avut cu oglinda omului, sau cu parbrizul, sau cu capota? Pentru ce? Trebuie să fie o înțelegere reciprocă, de acord, dar știți bine, pe șosea e dreptul conducătorului auto, da? E, el este, practic, obstrucționat, da? Deplasarea lui este îngreunată, că noi ce să facem? Oprim, ca să dăm drumul dintr-un sens, după care oprim dincolo, dăm drumul. E, acele opriri, ei spun, dar de ce mă opresc? Da, ce? Că iese lumea pe stradă. Nu ai voie să mă oprești. Dom'le, haideți să organizăm. E, mai vin și
unii conducători auto care claxonează, iritați de această situație. Ce face omul din ceată? Se irită și el. Da, antigelul, toate cele. Și fierbe în el și se răzbună pe mașina. Ce? Și încep și înjurile și eventual distrugeri. După care trebuie să căutăm imagini, să identificăm cine, cu cine, de ce, măsuri legale. Și măsurile legale știți bine că nu sunt acele felicitări. Sunt felicitări cu ghilimele. Și exact ce spunea și domnul colonel Stan, în loc de bucurie, se încheie cu altceva. Noi suntem obligați să luăm măsuri. Bieciu, domnule. E. La brutărie. Da. Așa e. În esență, vreau să înțelegeți că noi dorim liniștea dumneavoastră. Și trebuie să fim alături de dumneavoastră să iasă bine. Să vă bucurați de sărbători, cum și polițiștii, și jandarmii, și pompierii care participă, și ei vor să bucură de sărbători. Nu de bâte, nu de nimic. Vor și ei să aibă sărbători. Asta am avut să vă spun. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Părcea. Mulțumim, domnul Coronel Halasanu. Vă rog. În primul rând, la dimineața, am crescut de tot ce am prea ajut în zilele astea. Așa cum a expus și domnul comandant și domnul comisar șef, suntem prezenți aici, în mijlocul unității noastre, ca să vă sprijinim. Unitățile de pompieri intervin în sprijinul autorităților locale, acolo unde este cazul. Mai mult decât atât, atunci, cade afel în fiecare, după cum bine știți, vom avea forțe dispuse aici, atât pentru reducerea timpului de răspuns în această localitate, dar și pentru celelalte localități din comun. Este într-adevăr o problemă cu utilizarea celor proprii, este un pericol și un risc care nu așteaptă un factor declanșator. Nu știu care sunt resursele istorice pentru utilizarea acestor făclii, de unde și se trage această practică, care este scopul, nu știu, poate să folosesc pentru iluminat, atât doar. Acum știu că comuna dispune de iluminat public, nu cred că sunt unghiere din care să mai stea tâlhari, ca să mai folosim făclii ca pe vremea... Acea plimbare de la capătul satului, de la unul la altul, cu acele făclii, la care, cum să spun, nu știu câți șefii de ceartă, cât pot să le mai controleze, pentru că se adună tot omul după 3 zile de somn sau nesomn, după 3 zile de întâlniri cu rudele, după 3 zile de ciocniri, ca așa e la noi, la Oituz, sfinți, la români, bei ceva, toți avem atunci pe masă. Contează un pahar la fiecare casă și nu știu dacă după 10 mai poți duce. Dar cum e cu găleata, știu cum se dăruiește și așa mai departe. Îți trebuie mult echilibru și mult antrenament. Acum nu știu dacă cu cât bei mai mult te trezești. Partea de două trebuie analizată cât se poate de în amănunt, astfel încât să găsim acel cadru și de manifestare, dar și de respectarea tuturor regulilor care, vedeți, pe zi ce trece, toată lumea spune de lege. Avem legi, dar nu le aplicăm. Mulțumesc, domnul vostru. De asta spun că noi, ca forțe ale Ministerului de Interne, conform legii 60 și întregului cadru legal care reglementează aceste activități, venim aici, dar dacă luăm după legea 60, fiecare ceată care se organizează ar trebui să aibă proprii oameni de ordine, cu care noi, ca forțe de ordine, să putem colabora, coopera, fără ca să mai fim atât de prezenți cum deranjează de altfel, dacă n-am mai fi deloc, bine ar fi, ne-am bucurat, ar fi un succes pentru autoritate și pentru forțele de ordine, dacă am reușit să educăm participanții la această manifestare, să reducă din acel mod de a se manifesta, care să fie dincolo de limitele permisivității legii, nu ale legii. Eu, încă o dată, domnul primar, nu, chiar dacă sunt aici, este ingrată poziția mea, că odată ca și militar și a doua oară ca și om al satului, și chiar îmi doresc să revin când o încheia conturile cu activitatea curentă, ce să vă spun? Mă bucur
că există continuitate și atenție în ceea ce privește acest mod de a organiza manifestările de sfârșit de an. M-aș bucura dacă ecourile care vin după, și să știți că ecourile sunt imediate. Avem social media, Facebook-ul, trece și filmează și ajunge unde vreți dumneavoastră, în orice colț al lumii. Dacă manifestarea de pe 31 are elementele în care, să zic, că face o anumită publicitate pozitivă și prezintă un obicei, manifestarea după două, după ce se lasă întunericul, nu are nicio aia, uitați-vă la comentarii și atât. Clara configurarea ordinii publice. Deci, pe lângă supravegherea curentă pe care o avem unii față de alții, interacționarea noastră ca și indivizi care participăm la o asemenea manifestare și avem gradul de eterogenitate care îl avem, este acel tranzit și acei oameni care ei filmează, văd ceva, e o curiozitate. Dar după aia apar și comentariile. Deci mesajul de pe două e în contradictoriu cu 31, orice am vrea noi să spunem. Acel obicei al spartul cetelor, acele făclii aprinse, spunea domnul colonel Halasanu, din tradiție, din istorie. Sincer, am mai întrebat și eu bătrânii de aici, din sat, și nu prea vine din istorie, vine de la acele arsuri coifurilor, dacă e să o luăm. Și atât. Și atât. Și eu am terminat cu obiceiul. Apropo de frustrări, eu sunt la început și dacă au oamenii cetele frustrări, poate să vină să și le verse asupra mea și mai mult asupra viceului primar, e mai tânăr și poate să ducă mai mult decât mine. Eu sunt la început super și sper să duc. Le vas asupra noastră și după aceea pe stradă să meargă totul ok. Mă gândesc. Cred că am fost înțeles. Mai vrește da, domnul primar, nou. A spus, sunt nou. Da, nou. Avem și un comandant al Poliției Unești, domnul colonel pe care vreau să-l rog să ne spună gândurile pe care a venit la Unești și implicit ce va face la Uitus. În primul rând, bună ziua. Mă bucur că ne-ați invitat aici. Ați văzut cât de responsabili suntem noi, forțele Ministerului Administrației și Internelor, faptul că încercăm să vă conștientizăm și pe dumneavoastră de acest eveniment. Eu nu o să vorbesc prea mult, fiindcă la mine vor rămâne acele evenimente negative care se vor întâmpla la acest eveniment, adică infracțiunile. Eu ce pot să vă garantez dumneavoastră, pot să vă garantez faptul că odată cu venirea mea aici, dau un mesaj de fermitate și acele încălcări ale legii vor fi aplicate în tocmai cu maximă fermitate. Adică trebuie să dăm exemple din care să rezulte că acele persoane care vor încălca legea vor fi trase la răspundere cu maximă fermitate. Ăsta e mesajul meu pentru dumneavoastră. Și rugămintea mea este să-l transmiteți către comunitate, fiindcă nu putem accepta să se denatureze situația unei manifestări publice care este de bun augur, fiindcă este sfârșitul unui an și începutul unui an, cu săvârșirea unor fapte contravenționale, penale și mai departe, cred că e bine să mă opresc aici. Un alt mesaj care vreau să vin în completarea domnilor care au vorbit înaintea mea este legat de cei care organizează cetele. Și vă spun din experiența mea de vreo 12 ani de când sunt șef poliției la Târgu Ocna, am venit din șef poliției la Târgu Ocna, sunt împuterit și la comanda poliției Onești. Acolo, acei organizatori de cete aveau responsabilitatea oamenilor pe care îi coptau în cete. De la început și până la capăt. Adică de la început, de pe data de 31 și până la capăt, până la data de 2. Dacă constatau că nu-și pot organiza acele cete, nu le organizau. Deci nu și le organizau și spuneau, domnule, ok, eu nu pot să am control asupra cetei, de ceata mea se atașează cu tare sau cu tare sau care este certat cu legea și atunci nu organizau acele cete. Dacă domnii sunt responsabili și organizează în mod responsabil și vin atunci pe data de 28
cu acele liste, cu participanții la ceată, cu ceea ce trebuie să facă acei participanți la ceată, să le organizeze. Să le organizeze. Dacă nu, își au o mare responsabilitate și să nu vină după ulterior și să spună, domnule, știți, s-a lipit, eu n-am putut să-i dau. Nu, domnilor, rugămintea mea este ca atunci, în momentul în care veniți să prezentați acel obicei pe care dumneavoastră, cu tuma dumneavoastră, sunt obiceiurile dumneavoastră, toate puteți să le faceți așa cum vreți dumneavoastră, numai să nu călcați legea. Deci atât, să nu călcați legea. Deci când organizați, vă căutați oamenii necesari, nu le dați voie să se lipească de dumneavoastră, atât pe data de 31, cât și pe data de 2, când spargeți acele cete. Dacă nu, nu mai organizați spargerea cetei. Fiindcă atunci o v-am luat ca atare, ca acel incident care s-a întâmplat acum 3 zile, sau cum a fost domnul colonel, da? Acum 3 zile, când avem și cel imagine. Care a organizat, am luat măsură de sancționare pentru ce s-a întâmplat în așa cel... Da, pe Facebook. Așa, am luat măsură de sancționare, bănuiesc o să vedeți și dumneavoastră, deci am identificat persoana cine a organizat acolo, domnule, că am scăpat controlul și să fii sănătos, că ai scăpat controlul, vei răspunde în fața ceea ce ai făcut dumneavoastră. Asta penal, pentru blocarea drumului. Deci nu avem ce discuta la capitolul ăsta. Deci vă spun încă o dată, nu vreau să amenesc pe nimeni, dar vom da maximă fermitate în aplicarea legii. Ăsta e mesajul. Mulțumesc frumos și vă doresc sărbători fericite că urmează Crăciunul și să vă distrați frumos și sperăm să nu aveți nevoie de noi. De când mai în situații de a vă felicita și a sta să discutăm, să ne bucurăm cu toată lumea de sărbători. Încă o dată mulțumesc frumos. Mulțumim și vă așteptăm pe 28, le punem la punct, noi hotărâm exact locația, după câte înțeleg, majoritatea vor la școală. O să mai avem discuții pe tema asta. Rugămintea mea este dacă stabiliți, deci după ce stabiliți locul domnul primar și vom reconsultați după ce plecăm noi cu domnii de consilieri, aș dori în mod oficial să-mi transmiteți un document prin care să spuneți activitatea în anul 2016 va avea loc în cutare loc. Ca eu să pot motiva că la rândul meu și eu trebuie să-mi documentez documente pe care vă imaginați dumneavoastră ajung până la conducerea ministerului. Și eu nu pot să-mi permit să mă dau cu părerea că s-ar putea să fie acolo, s-ar putea să fie dincolo, că mi-a zis mie cineva pe la nu știu ce întâlnire. Nu. Deci stabiliți locul și ne spuneți, da, va fi școala 1, școala 2, 3, 5, 7, cum spuneți dumneavoastră, și noi de acolo vom porni sistemul de planificare. Ar fi bine să ajungă cât mai repede această decizie la noi, chiar în cursul zilei de astăzi, pentru că vine și la noi sărbătorile de Crăciun și sunt obligat să aduc oamenii de Crăciun la muncă să facă documente. Dacă mi-ați da o mână de ajutor astăzi și mi-ați spune, da, domnule, am decis, noi toți acolo vom merge, eu deja dau drumul procesului de planificare pe coordonate respective. Acum, la plecare, o să mă duc colegii mei să vedem și locația asta a doua de care dumneavoastră ne-a spus. Pe prima de acolo am pozat-o, o știm așa ca idee, asta de aici o cunoaștem că este cunoscută. Dacă aveți al treia alternativă acolo, o să o vedem și pe aia și în funcție de asta noi ne vom. Vă rog pe data de 28 la ora 11, ne întâlnim acolo în sală, împreună cu dumneavoastră și în spatele dumneavoastră să aveți grupurile de organizare, cetele responsabile care organizează acele grupuri, cu tabele, cu buletine de identitate, cu absolut cu tot ce trebuie, stabilite exact pe număr, om, cine este mascatul, cine dansează, cine cântă, cine plânge, cine face toate chestiile alea, ca să avem, să avem un control cât se poate de riguros asupra acestor evenimente. Noi vă mulțumim încă o dată și ne cerem scuze că ne-am permis să vă deranjăm astăzi aici, dar am considerat că e mai bine acum decât să vorbim după. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim pentru... Vorbim și cu Savu, care știam că pe acolo, pe la el, să vorbească cu băieții. Am vorbit și cu Marius, s-a întrerupt. Am vorbit și cu Vicu, cu mai mulți. Și să vină să-și dea părerea. Acum unii au zis, da, e bine, alții nu mă bagă, alții ăsta. La urmă urmei, noi suntem aici consiliere, dumneavoastră, de fapt, sunteți consiliere. Ce hotărâre luați dumneavoastră, sunt obligat să o pun în
în practică. Domnul primar, dacă îmi permiteți, eu am crezut în prima fază când ați spus de primărie că ne-a interzis jandarmeria. Nu, nu ne-a interzis. Eu am vrut, de-aia ne-am vrut să pun bradul ca să avem loc mai mare. Dar în fiecare a fost și braș a fost loc. Păi da, dar uitați-vă și aia. Voi ce mică și iară facem pe grabă, facem, acum nu avem hotărâri. Domnul, unde am fixat locația, pe șosea se poate pasa la picere. Păi da, dar nu mai plouă în ziua când... Domnilor, eu am experiența a 20 de ani, atenție, și eu am încercat să spun și la Cănin de două ori, am făcut de două ori la școala numărul 1 și la școala numărul 2. Și a ieșit o harbalai mai mare ca aici. Pentru că oamenii nu se respectă orele când sunt valificați să vină și vin unii chestiați. Și există acest risc de la viață valutii, chiar pe 31. Și acum am revenit și am venit aici înapoi. Aici devine de rău, a plecat o dată, nu se mai întâlnesc, a terminat dracului. Și acolo, la școala numărul 2, unde se întâlnesc? Acolo ne-am întâlnit la posta grădiniță. Dar la școala numărul 2 nu se exact aici, numai că intră înăuntru. La școala numărul 2 e mai grav. De ce? Pentru că acolo va intra două, trei capri. Dar nu intră capra, că nu-i dă drumul poliției. Faceți, fratele, faceți mulți, vedeți. Băi, ești la program, dacă nu la revedere. Poate de studii cu parte. Exact, o să poate că sunt două intrări. Se poate pe parte, intră pe parte, așa nu trebuie să ies. Nu, ești la program, n-ai venit? Haide să vedem, hai să stabilim. Hai să stabilim școala 2, cine este pentru? Domnule, cine este pentru școala 2? Cine este împotrivă? Abține. În majoritatea. Deci, tot noi trebuie să respectăm un program și hai să trecem la capitolul 31, să puteți circula să pentru că oamenii au loc de jur împrejur, intră acolo oameni care e betonat, nu se murdărește și capra în mijloc, joacă, îi vede din toate părțile. Și de ce să te grăbești? În fiecare seară vine cu mașini. Spune că o dat drumul domnul primar. Acum am stat de vorbă și cu domnul primar, încă chiar am sunat. O venit pe la undeva la ora 10 jumătate. O venit, poți dau și lumii. Nu era, poate nu era 10. Spune că era ceas, era 7 jumate. Da, o venit cu mașina pe gunoi. O spus lui domnul primar că vine cu betoane, că vine cu ăsta. O venit cu o mașină plină cu gunoi, cu saci de nailon, cu folii. Domnul a fost și el, de asta l-am și luat cu mine. Cred că a fost o neînțelegere, băi. Noi trebuie să astupăm gaura aia unde am dus betoane și dacă vă uitați o iam. Ăștia de la Apele Române până o să vină, că noi și când începem, o să începem drumurile, tot ce escavăm, vreau să duc în groapa aia pe unde a mers Oituzul înainte. Da, chiar... domnul primar, dar el nu s-a dus să ducă gunoaiele unde-s betoanele jos. Cred că a fost o neînțelegere, că eu și lui Ticu Gogă am zis să spună și la oameni că pentru comunitate face. Dacă dărâm o casă, practic pământul ăla nu e ceva care evoluează. Și astupăm gaura aia, astupăm și dincolo unde drumul, face mult mai mare. Păi, la moară.
Și le-a dat foc acolo. Dacă era betoane, nu ardeau. Betoane nu ardeau. Și de-aia, dacă voi sunteți, că decât să le arunce pe aici, pe acolo, că le aruncă și noi dăm amenda. Am zis, da. Nu e o chestie legală, deci eu vă spun pe aia dreaptă. Dar în felul ăsta ne facem noi și noi treaba, că noi mai aducem pământ, începem acum să lucrăm, că lucrăm și la aranjarea altor locuri, tot pământul căutăm să-l punem undeva ca să, ne, să facem digul ăla puternic. Ați văzut când a venit apa cum a luat-o pe acolo. Și mai am o problemă. Dacă s-ar putea să aduc nisip, sare ceva, că deja la mine acolo e gheață, poți dai cu patine. Deci avem nisip, noi am comandat niște, știți ceva, domnul Ionel? Am comandat niște lăzi. Deci am comandat niște lăzi, trebuia să ne le aducă. Punem lăzi din loc în loc, le umplem cu nisip. Trebuia și plățăcutor, dar nu s-a făcut așa. Da, da, dar trebuia să le aducă, uite, domnul Ionel. Avem două lucruri. Probabil știi când vede omul că e soare, zici, las că mai am timp, dar noi de două săptămâni le-am comandat. Că am făcut o comandă din plastic. Nu, între timp, cu capacul tot, între timp s-au vândut alea și s-au urcat după aceea cu capacul la 1000 de lei. Și alea, iarna devin și casante. Și atunci am luat modelul de la oameni. Le pe picioare, le punem că nu ploaie și le încărcăm. El ți-a făcut treaba acolo? Da, da, da. Am fost acolo, fie. Haideți, domnul Francis. Am două probleme. Sănătate nu mai vine. Haideți să putem termina. În Fierăstrău s-a băgat gazul metan ca să elimine gaz metan încă din 2012, cred că, dacă nu și înainte. Nici la această dată populația nu se poate acorda la gaz metan. Care este cauza? Da, este rezervare. Asta vă spun. Așa. Așa, spuneți, dumneavoastră dați răspunsul ăsta, ce nu, aștept răspunsul. Da, da. Da, domnule, și până așa. Și a doua problemă, vreau să vă anunț că începând cu data de 1 ianuarie 2017, îmi depun demisia din lista de consilier din partea Partidului Național Liberal. Mulțumim, domnul Francis. Domnul inginer Ionel, aș vrea ca proiectul 3 pentru asfaltare și pentru drumuri să intre și satele greșe apoi în asfalt. Dacă e posibil. O să vă dau un răspuns, domnule. Deci deja s-a discutat despre un proiect să facem în prima fază toate intrările, că asta e cea mai dificilă, toate intrările din drumul principal înspre. După ce le-am făcut acolo, restul merge foarte ușor la dumneavoastră. Deci, înspre Hârșa, Poiana Sărată, asta a intrat. E vorba de 9 km în total. Nu, asta, că nu o să fie. Nu, dar asta a intrat în prima dată, a intrat treaba asta. Deci, să lucrează. Deci, intrările... Deci, o a doua problemă, eu am de multe ori ocazie să discut cu cetățenii din Fierăstrău, pentru că am activitate în zona aia acolo. Este o porțiune, în partea de sus, în Lora, unde stă Ghița, în Corcea asta, drumul se surpă pentru că malul Ituzului nu este consolidat. Am fost cu cei de la Apele Române. Am fost cu cei de la Apele Române, ne-a promis și din coace că au bani, au proiect, au zis că din primăvară încep. Este un mare pericol. Vă rog să vă duceți să intrați, că nu ai cum decât prin curtea cetățeană. Eu am fost acolo, s-a făcut proces verbal, s-a făcut și de la Conoca mai jos. A luat la cunoștință, ei zic că au fonduri europene, încep din primăvară, dar începe de aici, de la Marius, de la Sterbu, și urmează mai departe, dar... Eu vă spun sincer că n-aș locui acolo, unde eu am fost și eu unde stă afiștii și aia pe acolo. Eu timp să vă mulțumesc. Domnul președinte, haideți că văd că deja au creat oameni. Încă s-am renunțat. Da, domnul, am vorbit cu domnul Băscă. Și s-a ducit.
Să aducem o șutină. I-aducem la anul. I-aducem la anul. Adică, da. Da. Poți să mult, domnul Prundoia. I-aducem la anul. Nu plecați. O secundă, o secundă, vă rog frumos. Aici avem trei ore acum, 5 minute, nu putem lăsa să ne facă intervenția. Și am zis că în primăvară aduce firmă specializată pentru toate podurile. Podul de la Sarca, podul ăla peste și la Plăjeanu două. Să ne facă reparații capitale, să tragă și un asfalt, un cobor asfalt. Dar nu se poate să mergem noi, este, dar nu pot să vin, nu pot noi să venim pe reparații, că nu-ți dă voie legea. Am rost, dar nu-ți dă voie pe reparații oricine. Trebuie să faci azi, vă rog frumos, nu mai am pic. Deci, aș vrea să vă aduc la cunoștință faptul că domnul consilier, așa cum a citit, își depune demisia. Bun. Problema este următoarea. Demisia înseamnă că va trebui acceptată de Consiliul Local în baza unei hotărâri. Domnul primar face un referat de constatare, sigur, avem demisie, avem baza legală, nu e o problemă. Deci rog președintele să supună la vot proiectul de hotărâre, mă rog, pe care îl vor... Asta e pe... Da, trebuie sub formă de hotărâre, de aia trebuie să ajungă la partid. Partidul urmând să-mi trimită adresă și să fie, mă rog, validat următor. Probabil de acum începem cu chiamare, în corp. Pleacă în străinătate? Haideți să supunem la vot! Deci, supunem la vot. Dacă omul își dă demisia, ce să facem? Dacă omul își dă demisia, asta e. Ca președintele ședinței, poate semna și hotărârea, să nu avem mai discuție. Domnul Mureanu, aveți cuvântul. Aș dori și acolo la... Care e urgență mare acolo la noi, un procesant. Deci să vadă, să constate. Deci nu se mai poate trage compresul, lector vine... Vine persoana la mine și zice, domnul, lua toată durerea. Deci cu malul acolo la Dănină nu se mai poate trece când o să nimic. Deja se supă din mal, e o chestie de 5 metri. Nu-i mai mult. Omule, eu am fost acolo. Exact unde-i stâlpul. Știu eu unde-i stâlpul. Am fost acolo. Acolo, ca să car, trebuie să car 2 săptămâni pământ. Că altfel n-ai cum, ca să faci zici ăsta. Dar dacă nu am spus că niște șupe, niște fiare, niște odată. Nu, n-ai ăla, ăla era niște, să pui niște lemne care le-ai cerut tu. Asta a fost ideea, lemnele care le-am adus, să le pun pe lângă copaci, lemnele alea și după aceea să oprească pământul acolo. Să lărgesc, dar dacă nu ăsta... Bine, aia de la, la Rompres, nu se surpă, aia de la Rompres face pe nebune exact cum a făcut da, și sus acolo. Trecute și norocul s-a dus jos, dar a rupt malul iară. Deci 50 cm s-a rupt din el. Poate am rupt de tine. Deci ăla îți dai seama dacă tu totuși nespecialist dacă ești, dacă te uiți până jos cât pământ trebuie să car ca să poți să lărgești jumătate de metru. Ce puteai să faci, să punem între copaci ca să oprească copacul. Dacă îți faci zid ăla, n-ai cum să-l faci acolo pentru lărgirea drumului. Singura chestie, viabil ar fi să vorbim, mai ales că ești acolo, cu omul de acolo și mutăm stâlpul. Nu, băi, vezi? Dar v-am înștiințat de-asta, să știe din vară. Deci din vară tot timp ca să... Domnul Ungureanu! Haideți să nu mai pune el tăi, mama îl distrug de acolo și de grădină de tot, că i-am tras gardul 3 metri încolo. Și dacă nu vrea, ce-i face? E, dacă nu vrea, dar de așa de bun simt, nu se poate face. Am un personal și nu e de bine. Haideți să încercăm, poate, cu alții, dacă chiar nu vrea. Tu ai văzut oamenii, când a luat malul și mergea pe o scândură acolo, doar dorește mai bine. Când am dus, doar dacă căram și gunoaiele și ăsta, să lărgea, s-a stupat cu pământ, cu nisip și să lărgeau. Nu că, că ne mănâncă șobolane, dar dacă te uiți de la Coșoc acolo sus, din curte, aruncă până în drum, e plin de mizerie. Și dincolo unde acoperim, nu că ne mănâncă șobolane. Sau dincolo, du-te să vezi pe tot malul, ei aruncă. Cu buldozer am făcut curățenie și acum că ăla a greșit în loc să ducă un să stupe acolo, unde trece apa, că cu cât duce mai mult și facem, ascupăm gaura, cu atâta nu mai rupe, că tot râul, trece acolo, știi? Și vezi, oamenii nu niciodată, câteodată vine să-i dau dreptate lui domnul primar, când spunea, băi, de multe ori nu merită să faci, că dacă faci ceva,
tot nu-i bine. Tot nu-i bine. Omul e așa. Deci hai să mă... Deci următoarea ședință va avea loc pe 2013 și va avea așa cu proiectul de hotărâre privind întreținerea și exploatarea drumurilor comunale și sătești pe 2017. Acum avem și bani? Domnule, avem și bani. Eu vă urez un an nou cu bucurie, fericire, să ne întâlnim, să ne